Redfear, pot să spun că mi-a scris niște lucruri foarte frumoase și obscene pe privat pentru că am ieșit. Sau a rămas prost ăștia de la mine, că eu am alea românești, și când, gen, după ce am dat pumnii cu Face, m-am uitat așa, gen, în spate la Kerrigan și am zis la refresh și la aștept, look at this dog. Și s-au uitat ăia și am zis că, bă, cum adică? Și am zis că, Romanian tactic, Romanian tactic. Îți dai seama că băiția poate o altfel de motivare, da, nu că iau gen, da, let's go, guys, gen, nu știu ei ce. Ei sunt cu ei mai mult, nu da. Cu... Da. Era la Nexus, mi-a dat Legia. Uh-huh. Oh, Legia care era, și avea zis, connections atunci pe vremea, da, aia. Și mi-a zis, el să fie coach, e ok, gen B, config. Așa. Config? MSL și încă unul, nu mai știu. Gen, vorbeam peste 5-6 ani, pentru că eu oricum am zis și e așa un feeling, în maxim 2 ani în român o să găsiți un major. Bă, noi pierdeam acolo, în continuu, că ne-au bătut 3-0, mi se pare, sau ne-au bătut rău de tot. Și Sirxe nu mai ții minte la ce rundă, la ce scor, la ce hartă, dar noi eram acolo supărați, aia țipă un cutin după fiecare rundă, bine, bă, nu știu ce. Și Sirxe, în loc să țipe și noi, bă, niciunul dintre noi nu țipa, eram supărați, nu știu, parcă pierdeați finala la orice se întâmpla, da. Exact. Și în loc să țip, că mai câștigăm și noi, în loc să țipăm sau să țipe Sixe în când câștigam noi, bă, câștigau aia rundă, țipau aia și l-au spus Sixe, bine, bă. Calcula la ce informație am eu așa mult. De față, average salariu se învârte între 200 și 400 de euro în România, da, la 3, la 4, 5 echipe sau se învârtea anul ăsta, că multe echipe și-au dat disbanda. Adică dacă ar fi să intru la ENS acum, sunt top 14, eu nu sunt conștient că pot să-i aduc eu în top 5. Cu line-up-ul care trebuie să fie inițial. Sunt extrem, deci asta e începutul, nu o să fac niciun fel de intro formal sau ceva. Vreau doar să salut pe oamenii care ne urmăresc și sper să se uite cu plăcere la acest podcast. Sunt alături de cei mai buni jucători de cantă din momentul de față din România, Ime și Laurenț. De ce ai făcut așa? Că sunteți cei mai buni jucători în momentul de față, da? Sunteți singurii români care aveți sticker în joc, ceea ce acum 2-3 ani de zile părea așa, se fie un pic, adică să fim serioși, aveți sticker în joc. Dacă intră un băiat și cumpără o capsulă, apare sticker și scrie acolo Laurenț sau Ime. Ca să fac prezentările, la Unix se joacă la Sprout în momentul de față, echipă aflată pe locul 19, nu știu dacă 18 sau 19, iar Gamer Legion în momentul de față locul 21 sau 21, da. Și de curând l-avem și pe Regali, care e top 25, deci avem 3 români, 24 chiar, 3 români în top 24, ceea ce este oarecare performanță istorică și sperăm să avem pe viitor și mai mulți, cred că până se postează podcastul ăsta mai avem unul în top 25, dar lasă că nu e problemă. Vreau să vă felicit încă o dată pentru toată performanța pe care ați avut-o la Major, că a fost ceva absolut incredibil și toată România mi s-a purtat, a fost acolo și v-a susținut, dar înainte să discutăm despre tot ce a însemnat Majorul, că intrăm și acolo, vreau să vă întreb cum a început cariera și puteți să începeți, nu știu care vreți, dar cum a început cariera, de la prima echipă, așa, cum a fost începutul? Eu las pe mine. Nu e așa, adică tu ai prins un alt fel de început, să zic așa, adică lucrurile arătau diferit când te-ai apucat de counter față de cum era la Mihai. Bă, deci prima echipă, din ce mi-aduc eu aminte, că sigur am mai avut niște mixuri de astea care mă jucam, nu știu cum. Dacă prima echipă am avut-o cu niște prieteni și acum țin minte, Harder era unul dintre ei. Cătălin. Harder, Fărundez, God Hates All, e marinar, nu se mai joacă. Adică acum e marinar în momentul ăsta. Da, și din câte am înțeles, mai era un băiat care tot așa îl schimbam de mai multe ori, care a fost Kind. Ok. Dar avea alt nume, nu mai știu ce nume avea, Andrei sau ceva de genul. Și aia a fost prima echipă, ne jucam și noi la mișto, la Bebe Warner, la... Nu mai știu la de-astea. Și aia a fost mai echipă. Și după aia am început să mă joc Ropulu. Din Ropulu... Na, atunci Ropulu se juca toată lumea. Se juca Nexus, se juca și voi. Da. Se juca Sinners, era pe atunci. Și nu mai știu cum a venit vorba de... Am ajuns la Sinners și după aia Nexus și tot așa. Uite, regat de Ropulu, noi atunci te-a remarcat. Ții minte că ne jucam Ropulu. Și jucau, nu știu, erau jucători care se evidențiau așa, dar era Imea acolo, zic, da, uite, are potențial băiatul ăsta. Toxic, toxic eram. Uitați-vă la el, dacă vine să credeți, el era toxic. Nu știu cât de rău eram toxic, dar eram toxic. Bă, toată lumea a avut momentele de toxicitate la început. Tot ce vreau să zic e că vreau să câștig, dar eram toxic. Bă, corect. Ia zi, Laurențiu, cum a fost la tine primul început, prima echipă? Că deci, tu ai avut, așa o carieră foarte... E scurtă cariera ta, tu câte ore ai în momentul de față? 7800. Și de, nu stai, de cât timp te joci? Că și am 8000 de ore, dar mă joc de mai mult timp. În vara asta fac 4 ani. 4 ani, deci... În 2023 vara fac 4 ani. Eu am făcut de vreo 3, 4, 5 ori 4 ani de când mă joc Under, deci ok, deci ai 7000 și ceva de ore în 4 ani, ceea ce e destul de mult. Deci e cam 8000 din 2012. Nu, stai, de fapt, stai că m-am gândit mai bine, am cont 2020, 3 ani, scuze, în 3 ani.
Deci, da, trei ani eu ajuns la major, ca să înțelegeți ce înseamnă. Deci nu e despre cât de multe joci, sau mă rog, poate să fii și de cât de multe joci. Ideea e că sunt oarecum trasee diferite, pentru că e imens, joacă de... De fapt, nici tu nu te joci de mult timp, dacă 2013. Da, 2013, dar nu te joci de mult timp pro, din câte știu. Adică eu mi-am aduc aminte că am avut la un moment dat o discuție și ziceai că, bă, primele, primii ani te-ai jucat așa... Erai, deci că e pe publice, parcă, sau chestii de nu, ăsta a fost la 1-6. La 1-6 mă jucam pe publice, n-aveam nicio treabă cu partea asta de counter sau ceva de genul. Mă jucam și acum trimite, mă, cel mai mișto mod, sper să bage și în counter Furion. Nu știu dacă l-ai jucat vreodată. E pur și simplu, nu știu, erau... CT-ul căuta, era hide and seek, doar că... Nu. Ba da, CT-ul se ascundea, hide and seek, și CT-ul căuta. Bă, dar se puteau urca pe pereți, ceva, nu știu, era mișto, whatever. Și... Nu știu, țin minte, cel puțin pe Face It. Asta nu mai țin minte, dar am văzut că în 2014 am avut cont de Face It. Țin minte că am primul rank pe matchmaking, am avut Silver 2. Uite, se poate, de la Silver 2 se poate să ajungi la Major. Silver 2, pur și simplu. Nu, adică poate să fie mai de la 0, dar dacă există Silver 1, dar... Băi, rău. E foarte rău. Și e așa ușor, ușor am crescut. Bine, e rău acum să fii Silver 2 dacă ai multe ore în spate, dacă ești de la Silver 2, nu e rău, n-am zis seama. Și level 10 nu mai țin minte când am făcut, dar știu că level 10 am făcut pe 60 de FPS-uri, gen... Adică acum dacă te joci pe 60 FPS-uri, e diferență cum te jucai înainte, acum, nu știu, 5 ani, da, pe 60 FPS-uri. Da, era lumea avea PC-uri mai slabe atunci. Da, da, dar tot a fost greu. Adică eu când am intrat în Nexus aveam 120 FPS-uri, ceva de genul. Și primul PC l-am luat din banii din rank S când am primit invite, că am intrat în Nexus. Da. Și ne-am luat loc întâi și mi-am luat calotă. Și am avut bulan, că după aia nu s-a mai dat invite în rank S, nu știu, a fost exact. A fost scris. A fost exact perfect, da, că da, să-ți iei, da, PC, da. Și după să exact, te joci, da, în continuu. Da, da. Deci a fost practic ascendența destul de simplă. O echipă făcută așa cu niște prieteni, niște ropălă, Sinners, Nexus, și de acolo deja aveai expunere încât să te mai joci. Bine, mi se pare că a fost, ai primit parcă un kick sau două, ai mai jucat la câteva echipe, dar overall cam acolo ai obținut să spun expunerea de care, să zic, are nevoie orice jucător să joci la cel mai bun echipă. Sinners era atunci a doua echipă, mi se pare, în România. Da. Erau foarte puține echipe în momentul respectiv. Păi de obicei așa a fost. Am fost la Sinex, după aia la Nexus, după aia făceam la Kika, am intrat tot, nu chiar cu aceiași patru, dar nu știu, erau vreo doi de ce mă mai jucasem și tot așa, tot a doua echipă eram, adică tot ne băteam cu ei, nu cod la cod, că ne băteau de fiecare dată, adică sau ne bătea când ne mișto în echipă, dar tot acolo eram. Da, funny story, a doua oară când a intrat la Nexus, a intrat chiar în locul meu și nu mai știu să l-am, dacă mi-ai zis că mi-ai făcut loc sau o chestie de asta. Da? Nu mai știu, am intrat și eu, nu mi-ai zis așa că mi-ai făcut loc în short sau o chestie de asta, că jucai fix poziția short și gen am miștit eu și fix acolo, ai intrat în echipă și cumva ai avut norocul să nu piși vreo ancură sau vreo chestie și n-am mai bine short cumva. Asta cum așa, patroni. Nu mai țin minte bine, dar absolutul asta aveam poziții foarte, cel mai proaste poziții când am intrat prima dată în Nexus. Așa a fost mereu, credem, am plecat așa. Bine, eu am avut noroc un pic că exista SXM în perioada aia și luai pozițiile proaste, dar cam așa a fost mereu cu toți jucătorii. Intrau, primeai pozițiile mai așa și cumva în timp ajungeai să ai poziții un pic mai bune, dar în același timp, bă, te ajută să înveți și pozițiile proaste. Bă, te ajută, dar dacă mă întrebi acum, gen, în 2022, dacă ai luat un jucător și chiar dacă l-ai pune în, nu știu, poate vă exemplu, are jucătorul pe care l-ai schimbat, tu avea cel mai proaste poziții. Din punctul meu de vedere nu e bine, adică, nu știu, îi dai o poziție bună măcar pe Bohart, să zicem. Adică să aibă și la acțiune măcar Bohart aia. Adică nu-l lași full ancoră pe 6 hărți din 7. Adică, nu știu, dar într-un best of 3, ești ancoră pe poate 2 hărți, dar pe una măcar să ai și tu acțiune, știi? Chiar dacă e a treia hartă și nu o prinzi, măcar să știi, gen, na, să ai și tu parte de acțiune. Adică asta e... Și asta încercăm și noi la Game Origin și am schimbat o gază de poziții și gen, na, pot să spun că e bine pentru toată lumea, să nu lași un băiat să fie full anchor, gen, chiar nu e bine, adică nu e bine nici pentru moralul lui, bă, poate te minte el că se simte bine, dar, na, ar vrea și el să aibă o parte acțiune, să bată 5 la eco, adică gen, crede-mă, ar vrea și el. Bă, uite, din experiența mea cu Sixe, care a fost toată viața ancor și nu s-a plâns și chiar juca super bine pozițiile astea și am spus de multe ori că a fost unul dintre jucătorii care a jucat cel mai bine, dacă nu chiar cel mai bine din România pozițiile astea. Acum, în ultima perioadă, am simțit că nu mai joacă pozițiile, adică mă uitam la el să încerca să joace con, short, tot felul de poziții unde aveai parte de acțiune, pentru că îți dai seama, te joci ancor. Bine, e și alt meta acum, e una agitată treaba, te mai bași peste, adică a evoluat un pic, dar față de ce era în spate, era groaznic atunci, adică chiar era super groaznic.
Te ascult, Lau, vreau să spui, te rog, cum a început cariera ta, pentru că tu ai altfel de carieră. La Mihai a fost totul mai liniar așa, la tine a fost mai abrupt un pic. La mine a fost bike crash de la... Da, Mihai a urcat un deal, te-ai urcat pe munte așa, direct, în cățăra cu funie. Ai luat telecabina. Deci, ca să... deci, cred că prima dată când am început să mă joc, a fost chiar înainte, gen, să am contul ăsta, mă jucam la un var. Mă duceam la el după școală, eram în a patra, mă duceam la el și ne jucam pe comunitare. Și eu încă mi-am aduc aminte, și asta e o poveste foarte bună, că am... Comunitare. Deci am dat-o original, era, nu mai știu, Transilvania, la Leagăne, ceva, sau Timișoara. Un server, Timișoara sau Transilvania, la Leagăne, nu mai știu exact cum era. Și știu că era Ciocardău, când era la Invictus, okay. În perioada lui de glorie. Da. Și mi-aduc aminte și am zis când am intrat unul de pe și încă mai glumim despre asta, când intră Ciocardău pe server, era server de 12v12. Da, server casual. Da, casual. Făcea în 4 runde, cred că, nu-ți exagerez, 38 cu 4, ne bătea pe toți. Adică ce se întâmplă acolo cu Ciocardău, wow. A fost, atunci era, chiar cred că el a fost un jucător un profesionist care l-am văzut gen să mă joc întâi, știi? Bă, în perioada aia Ciocardău să știi că era top, știu. Adică la modul Invictus chiar erau second best team atunci și chiar ne luau harta, era ok, era, a fost o echipă care a rezistat un an și ceva. Păi din ce știu, cred că era fix atunci, că mi-aduc aminte că omul oricum mi-a zis că am respect pentru el, dar are același profil de Steam de atunci. Are aceleași poze, aceleași, tot. Și avea poza, cred că postată de 2 săptămâni aia cu Dignitas când i-a spart. Mm-hmm. Adică era fix în perioada aia. Dacă a fost scandal atunci cu el, cu Dignitas. Așa am început pe comunitare, după matchmaking și primul meu rank pe matchmaking. Și multă lume nu mă crede și mă face nesimțit. Eu n-am fost niciodată în silver, am intrat direct în gold Nova 3. Am avut, nu știu cum a fost, dar eram... Bă, nu e ceva, adică la modul... Dacă te-ai mișcat niște shootere în spate, nu e ceva greu să ajungi acolo. Adică eu mă mișcasem 1.6, gândește că fusem pro la 1.6, pro, cât se putea de pro. Am avut direct DMG, de exemplu, data îți dădea maxim atunci. Că era greu să pierzi la început, dacă știi să faci comparativ cu... Deci Golova 3 nu e rău, e nici foarte bine, că puteai și mai mult, dar aveai shootere în spate, mă gândesc. Trebuie să fii Silver 2. Call of Duty, ceva, mă mișcam mult Call of Duty înainte, adică eram turbat. Contează, eram... era, na, deci când te shootere e altceva. Da, eram pregătit de orice urmează și știu că am avut o pauză de 2-3 ani în care nu m-am atins de Counter, am luat-o pe căi gen League of Legends, adică autism grav, sever, nu știu ce s-a întâmplat acolo. Cred că te mai joci frumos. Mai mă joc și cred că de acolo mi se trage latura aia toxică, când mai pleacă o tastatură, mai pleacă o mouse, o socană, cred că de acolo le-am, că am fost expus răului League of Legends-ului de mic. Și știu că prima mea echipă a fost cu un mix de prieteni, Schnitzel de la Avulon, tot un băiat Alex de Maniac, tot de la Avulon, PTS, și mai era Ajmer, un admin de PTS YouTubers care a făcut cu Daniel Cost, Team Speak-ul. Uh-huh, uh-huh. Și ne jucam la Face It Points, că ne jucam nu știu ce și cred că Schnitzel a fost gen primul om care chiar s-a uitat la mine și a zis, bă, tu ai potențial dacă te joci. Și după a venit Luis și mi-aduc aminte că prima dată când m-am jucat cu Luis, nu știu cum a dat de el printr-un prieten pe Team Speak, Discord de fapt, că era ce folosam Discord, da. Dar eram de Luis. Și s-a uitat lui, la mine aveam level 5 și atunci aveam sensul ăla, 6 cu 1200 DPI, adică eram un tirez turbat. Deci ca să vă faceți idee ce înseamnă 6 cu 1200 DPI, de sensibilitatea efectivă e calculată la 400 DPI, deci el practic 6 cu 1200 înseamnă 18. Tu, tu cât ai mine? 2 și ceva, nu? 2.35 am și eu, că e 18. Ești, nu vreau să, dacă bătea vânt un pic în cameră, plecați în doi. Și aia era faza, că cum eu aveam sensul ăla, și reușeam să scot runde și așa. Luis când a dat prima dată de mine, ne-a mișcat câteva meciuri, știi? Și mi-a zis după primele 20, mi-a zis că câte ne-ai? A zis 14. Și a zis nu, că tu ai coduri, nu e posibil, tu ai coduri. Pentru că aveam level 5-6, 14 ani și aveam sensul ăla și dacă te uitai la mine ziceai că... E și ușor să acuzi pe cineva cu sensibilitate. Da, adică era, chiar nici nu știu că m-am uitat, avea Luis un live. Deja eram la Nexus și avea lui live-urile salvate când eram eu mic, pleb, când ne uitam împreună. Și mă uitam la mine, bă, eram jale. Dar cumva le tăgeam cu sensul ăla, nici eu nu știu. Dacă mai pune acum să mă joc, cred că aș da acum o sușar pe cap. Mi se pare tare că noi acum facem challenge-uri de-astea, la, așa cu sensibilitate 10 și la o să juca serios cu 18. Și după aia, atunci cu Luis, Luis m-a băgat în scenă. Adică prin lui s-am dat de Alexandra, am dat de tine și să nu zic că i-am zis și lui Alexa. Prima dată când m-am jucat cu Alexa și Face It, cu Luis, făcea live și n-am vorbit 2 ore la rând. Și scriam la Luis info pe Steam.
Mi-era frică să vorbesc. Da, după stăteam pe TeamSpeak, nici acolo nu vorbeam ok, dar măcar mă acomodam cu ea, cu Luis și atunci au început chestiile. Prima mea echipă, pentru că am avut foarte multe echipe de care lumea nu știe, gen erau mixuri care tipic românesc durau 2 săptămâni și după aia fiecare își vedea de treaba lui. Cred că prima echipă a fost Royal Savage cu Reus și încă 3 băieți, nu mai știu cine era aia. Deci chiar când m-am apucat, eram cu Reus în echipă, ne-am jucat la ceva 5v5, care ia Royal Savage Main Team și Academia și noi am câștigat și după ne-am dat disband, adică a fost o performanță deci puternică. Ați câștigat voi Academie fiind? Da, am câștigat echipa main și după aia ne-am dat disband. Ok. Deci a fost worth it. Perfect. După aia m-am jucat la o echipă, un mix tot așa, Fragsters. Nu, aia danez. Da, nu, mă gândesc. Nu, Fraxin de fapt, acum Fraxin se numea. Eram cu jucătorii care joacă acum Valorant, cu Teo pe XD, cu Spartan, cu Raul, erau ăia care și ei jucau Counter, numai că acum sunt la Valorant. Și după aia a venit, atunci vorba aia, am început să joc Pro Nestea Open cu Redfear Wild. Ok. De atunci a început toată lumea cum zicea că îmi schimb echipele ca pe șosete, pentru că am avut o echipă. Eu acum realizez că tu ai spus acum de niște echipe de care nici măcar nu știam. Da. Și uite, mă uit la nimeni, nici mie nu știa, ca să dai seama și gândește că lumea spunea că tu schimbai echipele ca pe șosete pentru ce o să urmeze de acum încolo. Și am venit retirual, ne-am jucat în SEA Open o lună și după aia a venit High Society cu Xahen, Dan 7, Fully și Ox, cred. Oh, e jucător care am găsit da. Mă joacă oric. Da, bani. Da. Îmi place jucat. Cum a zis, High Society, de parcă e nimeni. Bă, nu, adică știu că atunci, gen, cine se uita la Dog și Țin și Slomenia, adică ne știa pe High Society. Da, mă, nu, na, erau jucători. Da, faza era că aia a fost cea mai amuzantă chestie. Am intrat la Redfield Wild, am stat o lună și eu mereu am spus asta, eu mereu o să zic ce am pățit în trecut. Managerul de la Redfear pot să spun că mi-a scris niște lucruri foarte frumoase și obscene pe privat pentru că am ieșit. Ținând cont că nu mai există echipa, o să zic chestia asta, nu o să zic numele, cine știe bine, și voi îl știți pe domnul. A, da, știu că am jucat și la Redfear. Da, m-a luat. Eu și eu am experiență neplăcută, dar prefer să... Mi-a dat și eu aminte o experiență. Și, sincer, cred că să faci asta la un copil de 14 ani cât aveam atunci, nici 15 n-aveam, să-l înjur și așa, că iese din echipă pentru mai bine, na. M-a lovit așa la corazon, dar mi-a revenit. Intru la High Society și acolo pot să zic că am fost cel mai animal om. Am intrat 2 zile la High Society, 2 meciuri pe SEA și după aia am ieșit și m-am dus la ODP. Wow! Yes. La deci, un mix at its finest. Am intrat... Poți să spui că ai fost stand-in. Da, deci am intrat... Chiar că stand-in, ai fost jucător. Am intrat și știu că îmi scrise Luis că era Claudiu la ODP. Și îmi scrise Luis că... Da. Hai să ne jucăm Faceit cu Savage, cu Alexia și cu Harder. Și gen, eram, ne jucam, nu știu ce... Și am scris lui, bă, joacă-te serios că e bine. Și am zis, mă, el nu UDP Luis, că eu atunci când era UDP-ul, mamă, UDP, Harder, Ciocardău, Savage, Luis, eram pregătit să o dau. Ne-am jucat un meci pe cash, am avut scor prost și eu nu știam că e trial. Și am început pe acolo, o, gabeș, că nu știu ce, că n-am scor, că nu știu ce. Și am început să dă pe TeamSpeak și mi-a zis lui, da mă, ne-am jucat cu tine că să vedem dacă ești compatibil și așa și vrei să ne intri în echipă? Și am zis, stai 2 secunde să vorbesc cu echipa mea. Și ne-am scris pe grup ceva de genul, bă, mi-a făcut tu de o pe ofertă, îmi pare rău, vedeți cum sunt. Stai să vorbesc cu echipa mea și doar i-ai anunțat că pleci. Da, i-am anunțat că plec și au zis, cred că Xahen nu zice că, bă, ok, poți să te duci, nu știu ce. Oricum, nu existau contracte pe atunci, cred că numai Nexus aveau. Și, na, puteai să zbori așa din echipă în echipă cum te lua vântul. Bă, ideea e că nici în momentul de față nu cred că are nimeni contract în afară de Nexus, real vorbind. Da, adică real vorbind, da. Din ce știu, nici Infinite nu au, nici OneTap care abia și-au dat disband n-aveau, nici All Stars n-au, adică nu au contract. Ceea ce e destul de greșit, având în că, na, se dau niște salarii, dar ai zis că de la UDP, ai primit ofertă la UDP, care UDP erau top 4-5. Da, erau. Respectiv, da. Și aia era faza că eu când mă asta cum arăt. Toți râdem, adică abia aștept să vorbim de perioada Nexus, aia că a fost perioada de glorie a prostiei mele mari. Am dar și întrebări de acolo. Și la UDP, când eram la UDP, o să zic două faze. O fază a fost când aveam prac și am zis că mă duc să mănânc un sandwich, să aveam un sandwich. L-am mâncat și m-am culcat. Și am jucat standing cu Mahonto pracul. Da, stai puțin, unde l-ai mâncat? Deci am făcut sandwich în bucătărie și am mers în sufragerie. Și eu mă uitam la televizor, că era pauza aia de 10 minute, na.
Și am mandat să mănânc sandwich, eram obosit de dimineață că veniseam de la liceu. Am mâncat sandwich și am zis că hai că stau 3 minute întins în pat. Am adormit, telefonul era în cealaltă cameră, băieții s-au dus. S-au jucat cu Mahon Prac stand-in. Și de atunci am mai fost o fază cu pastele. Am zis că am vrut să mănânc paste și nu m-am dus și m-am culcat tot în sufragerie, o zi întreagă. Deci alea au fost niște faze de glorie în perioada mea. Și s-au întâmplat multe chestii cu la UEM-ul, atunci era picul meu la UEM-ul. Adică ce s-a întâmplat cu mine? Eu știu o fază și vreau să te întreb dacă e adevărată. După un meci pe care l-ai pierdut, erai supărat tare și mi s-a spus, repet, eu povestesc, nu știu dacă e confirmată, mi se pare cum amuzant, dar acum să nu te întreb, nu mai știu cine mi-a zis, irrelevant oricum, că ai ieșit pe geam de nervi și n-ai mai putut să intri în casă că era ușa închisă. Da. Realizezi, eu stau la parter, și eu înainte eram, bă, și acum am asturbat, acum am puțin, mai am empatie față de lumea din jurul meu și de mine. Dar atunci eram foarte mic și foarte prost, acum sunt mic și prost. Nu mai ești foarte mic, da, ești doar mică. Da, și faza era că eu cum stau la parter, hai că ce, stai de la parter? Da, dacă știi cum să cazi pe picioare, nu te doare nimic. Vorba, eram ca o pisică, meau. Și stăteam. Am pierdut meciul, mai aveam și scor post, ca de obicei când am scor post, iau razna. Și știu că le-am zis că mă duc să alerg. Și am sărit pe geam cu șlapii, am băgat o fugă puternică în jurul blocului și după aia m-am dus. Numai că n-aveam cheile, nu era nimeni acasă. N-aveam nici telefonul. Să ai pe geam înapoi. Nu, că m-am dus la vecina, Dumnezeu să ierte că am murit, m-am dus la vecina și am zis să-mi lasă pe mami că-s blocat afară. Dar nu, și nu înțeleg, adică ai nervi. Vrei să alergi și ca orice om normal, în loc să ieși pe ușă, să deschizi ușa și să o lași, eventual deschizi să lați cheile, sar pe geam și zici, bă, rămân blocat în casă. Adică... Deci e true story, pe la urmă. Bine, acum am 100 de la podcastul ăsta și nu știe întâmplarea asta, adică ea știe că doar am ieșit și am uitat cheile în casă, dar... Așa e, ai încuiat ușa pe dinăuntru și cumva te-ai teleportat, ți-ai dat pe afară. Da, bine. Da, scuze, mamă, pare rău. Și după, s-au mai întâmplat multe chestii și la ODP și după aia a venit Infinite. Adică eu am avut eu am avut o perioadă, adică cred că de aia și așa gen puternic mental când vine vorba de gen să zică lumea ceva de mine sau așa, mai ales în România, pentru că eu, pentru vârsta care o aveam, câte mi s-au spus când am ieșit și de la UDP și de la Redfear, pentru că și de la UDP, managementul de la UDP, mi-au zis niște lucruri foarte nasoale și au vorbit foarte rău despre mine când am ieșit la Infinite. Mi-am luat aminte cu altă, îmi zicea ceva de genul, că eu am zis, bă, nu vreau că-s prietenii mei, că uite că nu știu ce și vreau să vin la voi, dar-s prietenii mei aici, lui, știu că nu. Da, și scuze că te întreb, dar sunt originat din podcast cu Jax, Imu, la Unix, e exposed, omenințiesc. Bă, nu e ca și cum a spus ceva rău, adică cumva, da, e un pic de, adică trebuie să creezi un pic de awareness, pentru da. Că... uite, îl înjur pe la Unix la 14 ani, ajunge la major și spune chestia asta pentru că poate să vină și alți copii talentați din spate care la fel o să aibă de luat decizii și bă, știi cu toții că și în momentul de față când e să dai un jucător afară din echipă parcă vine să stai, că vorbim, că foarte puțin care, bă, uite, ne pare rău așa, mai vorbește managerul, mai asta, dar în același timp când vorbește managerul cu tine, ok, să zică, bă, uite, stabil de comun acord băieții să nu mai joci cu ei, no. Nu să te înjure sau ceva, că până la urmă... Da, dai seama. Și eu am pățit chestia asta la 1-6 când am plecat de la o echipă, la fel m-au înjurat, domne, că ești tot așa, jucându-mă cu prieteni, dar am plecat la mai bine în ideea în care niciunul dintre cei care mai erau în echipă nu mai erau, sau nu au mai jucat spre a fi mai buni și eu am ajuns să mă joc la stand-in la tag, care era ceva wow pe vremea aia, deci. Bine, numai că asta e faza, eu mereu am spus și pe live-urile mele. Gen, când vin copii din spate de vârsta mea sau mai mici chiar, cum e pedală, spre exemplu, că am luat slot-ul la Prince Pound și tura aia așa cu mai multe. Da. Gen, eu mereu am spus la copiii ăștia că, bă, când te joci counter, nu te juca pe prietenii. Că o să te trezești blocat într-o echipă în România și poate tu chiar ai potențial să ajungi în străinătate, corect, știi? Corect. Prieten, dar ajungi și la Game Agents, că și acolo niște chestii și... Pe acolo... aici la Infinite acum. Da, păi, imediat, începem. Faza era că mereu, numai la Game Agents, jucătorii au fost fără obraz atunci, toată lumea știe drama cu toți jucătorii din Imagines, mi-au dat remove, mi-au dat block, mi-au scris pe Insta. Păi stai așa, tu ai ieșit de la Infinite. Da? Dar n-ai povestit cum ai ieșit de la Infinite. Păi eu am zis un sneak peek acum, gen, era un leak la Imagines. Am înțeles. Okay. Acum am început pe Infinite. Și la Infinite n-am scăpat în jurata, aici e frumos. Deci ca să-și imagineze lumea, adică ți-am zis și ție și Lumina și la toți, imaginați-vă să vă jucați într-o echipă cu White, cu Chunky când era cel mai toxic și cu Raga care era într-o perioadă foarte proastă. Da, și a vorat dacă perioada lui de moody așa. Yes. Și săracul mereu, eu cumva am scăpat. Că la început jucam cu FNK, gen era echipa aia FNK, eu, White, Star Player și nu știu cine era fifth, Adron.
Și tot Adron nu mai știu unde plecase. A, la Sinners, FNK plecase la Game Agent și Starper luase cake. Și am rămas eu cu bătrânul, cu White, copilul și tatăl. Și mi-aduc aminte că n-a pentru mine atunci să mă joc cu Raga și cu Chunky. Wow, gen, adică și că mă joc cu White era wow. Da, pentru că tot ce ai povestit aici s-a întâmplat într-o lună, nu știu, așa. Două, trei luni, da, adică foarte rapid, a fost o ascensiune foarte rapidă. Da, și gen, uitasem pe un TeamSpeak de români. Și aici, poate, hai că i-aduc pe doi români, nu știu ce, foarte bun. După mi s-a demonstrat că Chunky ne-a... Și intrase Raga, intrase Chunky și l-aud pe Raga. Alo? Exact așa este, primul salut al Raga pe orice TeamSpeak, alo, mă aud. Și începeam și vorbeam care să fie al cincelea jucător. Și eu mă rog, am zis că perioada aia pentru al cincelea jucător era cea mai traumatizantă. Deci săracul Joker, care a fost al cincelea jucător, eu... Nu o să vorbesc urât, adică nu o să pot să reproduc ce a ieșit pe gura lor cei trei mușchetari, dar pot să zic că au fost băgați și sfinți și Dumnezei în starea cu Joker, de fiecare unde care păream și dacă nu era vina lui Joker. Chunky cumva mereu era vina lui Joker, adică tot ce auzeam de la Chunky, hai mă Joker, ești prost, cum să faci asta, hai mă Chunky, adică erau niște chestii de alea total random. Și am gândit că venise Relu, deja ne calificase la Rel cu Infinite și venise oferta de la Game Agents. Era când am luat pe Next Sound și m-au luat pe mine Game Agent și... Stai oarecum acum 2 ani, cred, 2 ani și un pic. Un an. Maxim. Un an? Nu, stai. Nu, anul trecut. Un an jumate, da. Că era în mai am fost. Nu, aprilie. Aprilie-mai am fost la Game Agent în anul ălalalt. Și stăteam și știu că am scrisesem pe grup, gen... Oricum, tot respectul pentru Raga, am scris la Raga, bă, mi-a făcut ofertă Game Agents și nu știu dacă să mă duc. Și a zis pe Raga, bă, ești pe rost, dacă eram un locul tău, nu vă scriam și plecam. Și ok. Na. Eu oricum vreau să mă duc, na, cu Mahon și cu FNK mă știam de mult, cu Mahon și cu FNK de la ODP. Ce echipă era atunci la Game Agents? Rio, Rene, Regali, FNK și Mahon. Am potențial așa. Da, am vrut să, noroc că n-am uitat, cred că Rene, înainte să fiu la ODP, cu Red Firual, de fapt, atunci. Știu că Rene mi-a zis ceva de genul la Red Firual, adică era în aprilie 2021. În 2020, prin octombrie, septembrie, am zis Rene, nu mă interesează dacă am un Game Agents când am ocazia. Uite așa mi-a zis. Și de atunci a vorbit cu managerul, cu Alex, că bă, uite-l pe ăsta, uite-l pe ăsta. Am scris și Alex că bă, chiar nu uităm la tine, că ești cu potențial, că nu știu ce. Și am scris Rene că bă, hai pe TeamSpeak. Și eram, e timpul. Și îmi zise că, bă, uite, avem un loc, a ieșit Sound la Nexus, doi dintre jucători, nu o să le dau numele, erau în depresie că a ieșit Sound, că n-a Nexus Mafia, și alții doi erau genul nexați că vin eu, știi? Că așa a fost faza, gen iese Sound și gen Rene zicea genul, bă, ok, iese Sound, dar măcar luăm un upgrade, știi? Îl luăm pe la-o. Și după o săptămână, am avut, cred că ăla a fost cel mai mare win streak pentru Game Agents și așa s-a rămânat toată viața din organizația, aveam 19 win streak. Wow. Deci aveam 19 în toate competițiile diferite și în România băteam tot, adică am bătut și pe Nexus atunci. Și aia era faza, că eu când... Știi, cred că știu și meciul, că am venit să comentez la Rel și la un moment dat, era admin pe TeamSpeak, da. Și la un moment dat s-a făcut pauză la... și a trebuit să ducă un admin la baia sau ceva de genul și am stat eu 5-6 luni să ascult, mă rog, am stat ce auzeam, ce vorbeați voi și era... Da. Mi se părea good mood acolo. Da, adică era... bă, deci Game Agents, chiar cât am fost eu, adică echipa aia, gen, nu știu cum să zic, bă, se vedea că toți eram copii, adică și eu mă tilteam, Rene cu Regali se tiltau mult, FNK la fel, avea conflictele cu Rene. Avea cineva, în afară de Rene, avea cineva peste 20 de ani? N-avea nimeni, cred. Regali îndată se bacă atunci, tu aveai 15 ani, ce mai era? Și Migran și FNK aveau sub 20 amândoi. Aveau 18-19 de ani, adică erau, na. Și adică mereu era modul bun, Rene mereu urla, eu mereu făceam glume și trolam la prag, Regali la fel urla și el, adică era gen... De, unul trola, unul urla și gen mereu am fost mă, cred că am și câștigat atâtea meciuri pentru că era imposibil să pierzi în modul ăla. Adică aveam și adică skill-ul ăla individual în Game Agents chiar era un skill foarte puternic. Trio-ul Regali, eu și Rene chiar era foarte bun atunci individual. Și a avut ceva rezultate destul de ok pentru România la momentul respectiv, mă aduc aminte. Parcă ați bătut o echipă bună din afară la un ceva, un flashpoint, un, nu? Îi bătusem pe SOW, care atunci erau top 29 mondiali și ne-am calificat singuri din România, ne calificasem în close la flashpoint. Ăla a fost primul meu mare event online. Până am dat de complex, deci n-am la blame FM, pum, și n-am trimis acasă. Da, good experience overall. Am stat o lume și îmi scrise Ang. Gen, acolo a fost primul meu gen pas în care era spre International CS, pentru că
na, dacă ajungi la Nexus, gen, de aia mergi la Nexus, să te expui, să înveți, mai ales cu B. Și îmi scris Young, de fapt mă sunase în prima dată, că bună, micuțul era Nexus, zice, Octav, care sunt manager, poate mă știi, Young, de la Nexus. Și când am auzit, am zis, m-am pus pe mult și am zis, yay! Eram gen fericit în spatele monitorului. Pleacă de aici, că și acum ți-am minte că n-ai vrut să te duci prima dată. Păi stai, că asta era faza. Îmi scris Young și am stat o săptămână ca să fac 16 ani ca să ne putem juca la evenimente și am stat. Și în seara aia vorbisem cu Game Agents și pe bună de toate am meritat să fiu un jurat pentru ce am făcut, dar era și faza ce presiune puneau Game Agents pe mine, adică le-am zis că vreau să plec și gen toți ziceau, bă, nu te du, nu te du, că suntem oricum mai bun, că nu știu ce, că avem turnee, că la la la, că uite ce bun stic avem, 19-20. Ba, acolo ca formă, erați acolo, era super aproape, adică la mod, dacă vă jucați două, trei, best of three, puteați să câștigați și voi puteați să câștigați și ca experiențe, clar, Nexus avea mai multă experiență, dar ca formă erați acolo, adică vă băteați cap în cap în perioada aia, exact în momentul ăla când a fost. Și aia era faza, că prima seară, mi-am duc aminte că și-am plâns pe TeamSpeak, pentru că toți ziceau că, bă, nu știu ce, și mi-am duc aminte că a, Rene, oricât de bun prieten cu el, mereu, gen, și-a cerut și scuze și recent când am vorbit despre chestia asta, adică Rene zice ceva de genul că, bă, dacă pleci la Nexus, nu mai vorbim niciodată cu tine. Și, zis, și când mi-a zis aia și eu, și acum mă pare ca un frate mai mare, să am presiunea pe mine să știu că nu mai vorbești cu mine și restul au zis că, bă, și noi nu mai vorbim cu tine dacă pleci, că l-au luat atunci pe seama și era chestia între Nexus și Imagines. Eram așa, gen, fac, gen, ce trebuie să fac? Și am stat o zi și le-am zis în seara aia că, bă, nu mă duc. Și dimineața am dus la liceu și am vorbit, aia a fost prima dată când am vorbit cu Mihai, gen mult pe telefon, că îmi scrise pe Insta, am scris eu, bă, Mihai. Dar stai, Mihai, tu în perioada aia nu mai era în România, nu? Era la Gamer Legend. La Gamer Legend. Și am zis, bă, Mihai, nu știu ce să fac, m-au chemat Nexus, nu știu ce, și am așa emoții, nu știu dacă să mă duc, că uite ce se întâmplă. Și mi-a zis Mihai, mi-a zis ceva de genul că, nu fi prost, nu te interesează ce zic restul, du-te că e o șansă foarte mare, gen așa, știi? Bă, de fapt, nu, oricum. Nu mai știu exact ce ți-am spus, dar la asta ți-am spus ce i-am zis la toată lumea care fie că m-a întrebat, fie că i-am dat o părere sau ceva de genul. Gen, dacă vrei să urci mai departe sau vrei să te vadă cineva, n-ai ce să faci. Deci fiind în România trebuie să te duci la Nexus, că la Nexus ai experiență, ai mai multe invite-uri, ai mai multe expuneri, indiferent de stream-uri, de nu știu ce, de... na. Chiar, în principiu cel mai mare avantaj, adică singurele două mari avantaje, lăsând la o parte fanbase-ul și așa, mi se par, pe care le ai la Nexus în momentul de față, e unul la mână, ai atât multe concursuri în spate încât clar primești multe invite-uri, azi, pentru bă, că te invită lumea, știi că ai fanbase și nu știu ce, și în același timp ai jucători cu foarte multă experiență, de la care ai ce învăța. Da, păi, asta e cel mai important, adică, bun, te duci la, uite, nu, dacă rămâne la Game Agents, ce făceau? Poate, cum a zis el, că erau 5 copii, nu știu, unul zicea, bă, îmi bat piciorul și nu mă joc și... adică s-a rupt. Și după aia la unii se regreta că nu s-a dus la Nexus. Și gen, bun, te duci la Nexus, poate nu-ți merge, că nici mie nu mi-a mers din prima. Dar după nici aia... din a doua nu ți-a mers. Nici din a doua n-a mers. Dar gen, na, uite, uite la unii dacă și-l-a kick la Nexus, ce făcea? Se ducea înapoi la Game Agents. Sau, nu neapărat la Game Agents, se făcea echipă tot cu aceiași oameni, că nu e ca și cum... spuneau, bă, nu te mai luăm că ai plecat de la noi. Nu, bă, îl vreau pe la unii sau vreau să-l țină pentru că e bun. Punct. Adică. Na. Dacă el se ducea și venea înapoi, tot îl lau înapoi, 100%, că așa s-a întâmplat la mine. Da, la adică, sine la fel, ți-ai luat kick, te-ai întors. Exact. Tot cu aceiași oameni m-am jucat, nu e ca și cum am jucat cu alți 4 oameni. Și asta am spus la toată lumea, bă, dacă vrei să faci un pas înainte să te vadă altcineva, trebuie să te duci la Nexus. Gen, n-ai cum să refuzi, e pur și simplu, nu ai cum să refuzi. 8. Plus 1. Deci, bun, și a fost... kick-ul ăsta după care ai ajuns la Nexus. A fost kick-ul ăsta, ai primit oferta, da, și ai venit la Nexus. Adică eu oricum în cap aveam, bă, mă duc, mă duc, adică eram cu Alexandra, adică eram pe TeamSpeak, ne jucam Minecraft, nu știu ce ne jucam, ne jucam oricum ceva împreună și am dat-o pe Alexandra, am ajuns pe TeamSpeak și am zis, Alexa, m-a chemat la Nexus, gen îmi tremura și vocea, eram în extază. Și am zis, nu, era așa fericită pentru mine și gen, na, pentru un copil de vârsta mea, eu mereu am zis, toți din generația asta, eu am zis, când își dă birita, ar trebui să facem doliu național, că nimeni nu mai poate să învețe cum învață bia, adică nu o să mă vezi pe mine Mihai sau Regali sau cine mai e sănătate sau Guță să stea să învețe cum a învățat bia, l-a învățat pe Mihai, pe Xelo, l-a luat și pe Cosmin atunci, m-a luat și pe mine, ne-a luat pe toți la rând. Da, adică... mă, pe toți, nu. Mă rolez pe toți, nu există, nu cred, adică nu cred că poate să zică cineva, bă, că nu l-a învățat bia Canter. Da, păi... chiar uite, asta chiar era următoarea întrebare pe care vreau să vă pun la amândoi, gen care jucătorul care va impacta cel mai mult cariera. Bine, mă rog, mă gândesc că mai știu răspunsul să fie bătână, mă gândesc, dar în același timp, probabil și acum sunt jucători care au impactat cariera. Și aia era faza că, na, am acceptat
Și pot zic că prima săptămână cât era anexul, a doua săptămână, cred că am fost cel mai low moral state posibil, adică gen in-game eram confident și așa, numai că outside the game, ce nu mai mâncam, nu mai vorbeam cu mama, nu mai făceam nimic, efectiv, eram într-o stare de aia de supărare, din cauza gen ce prim, adică prima mesaje, dar ți-am scris și de atunci, că îmi scriau ăia detrituri, că mă duc, că mă caută, că mă bat, bă, că așa nu știu ce, să știm. Că de ce îi părăsesc, că sunt un retardat, game agents la fel, postau pe fiecare postare, gen, oricum regali cu FNG au făcut asta și mai mult și mama un puțin, Rene n-a scris nimic, deci, da. Da, gen postau pe fiecare postare că sunt șarpe, că nu știu ce, că... Bă, au fost multe imaturități de-a lungul timpurilor și e și greu un pic, adică nu poți să te aștepți ca jucătorii de counter să fie maturi, având în vedere că mare parte din timp și-l dedică în a se juca acestea. Adică e destul de greu. În general, se maturizează foarte târziu jucătorii de counter, poate pe la 24-25 de ani și cum voi erați toți la 17-18-19 ani, în același timp, na, e urât ce au făcut, dar în același timp și poți să-i judeci foarte ascult. Poate lor îi se părea oarecum un joc, dar în același timp pe tine te afecta chestia asta, îți dai seama că e urât să zică lumea, chit că în glumă, dar când zic mai mult știi cum e, se adună. Da, păi aia era faza, că aveam, adică era și multă susținere că intrase la Nexus, cred că atunci am fost cel mai hype jucător în perioada aia, de la începutul anului 2021 până am intrat în Nexus, cred că pe fiecare live și meci de counter care te uita, e gen vedeai asta, când vine la Onyx la Nexus, când joacă la Onyx la Nexus, când nu știu ce, nu știu ce, adică era ok hype, adică eram gen, I did it, știi, half there, half road completed. Și intrase la Nexus. Aici este the big deal, ești nebun. Deci eu am zis-o, și Mihai a zis-o, și tu ai zis-o, și Bia a zis-o, toată lumea a zis-o. Cred că dacă e să pui așa counter-ul de kick-uri care trebuia să le iau, cred că ajungi la 7 sau 8 kick-uri care erau deserve pe bune, adică eu o să zic ce am făcut, pentru că nu mi-e rușine, adică eu am zis... Chiar mi-am pus o întrebare, nu o să te mai zic, chiar vreau să zic care a fost, nu știam cum să ajung în punctul ăsta astfel încât să nu te simți tu cumva, eu mereu ai... Chiar ai făcut multe prostii la Nexus. Dar și ieri când am ieșit, adică când am mers să vorbim și am venit la Nexus toți, eram... Acum e amuzant. Păi îți dai seama, dar atunci nu ne dea seama ce fac aina, știi, adică pentru mine era gen... Bine, și acum cantul pentru mine, eu nu le-au ca un job, eu le-au ca un gen... Îmi place să fac asta, știi, adică nu mă, când mă joc, nu mă gândesc că trebuie să mă duc la muncă, știi, mă gândesc că hai să mă joc, de uneori și trolez la Facebook sau la parcă mai am chestia asta de copil în minte și acum trebuie să cap de asta, dar la Nexus era cam imposibil, că eram și mai retardat. Și am început, prima săptămână, două, eram acolo în point, la practic, eram, voiam să învăț, nu știu ce. Și după prima lună am început meciurile de dimineață. Primele trei meciuri de dimineață la Nexus Pasher TV am întârziat, cred că jumătate de oră, că nu mă trezeam. Ai mâncat sandwich ăla bun. Da. Era sandwich ăla cu somn, știi? La pracuri la fel întârziam. Uneori, mine aia era faza, că încă râd cu bii. Gen, la mine mereu a fost faza și a zis că oricât de prost eram, gen că nu știam counter, a zis că măcar, gen am fost singurul din general, gen după Mihai, a zis că eu am fost singurul după Mihai, care gen s-a bazat, gen... Făcea cu mine, adică toate scanele la Nexus, gen când eram eu undeva, era la Ugo Kill. Că nu puteai să zici la Udo-i un flash, că îți dădeam ție flash și muram toți. Nu era pe utilități. Da, adică și acum, dacă trebuie să mergi cu șprat, adică mai știu să care utilități, dar toată lumea vrea să mă duc să fiu entry, că am alt entry pattern și altă viziune asupra jocului, că am și acolo oricum, mai târziu. Și aia era faza, că B, gen, mi-a zis că oricât de prost am fost, gen, într-un fel talentul compensa, gen, era, știi? Băi, evident că la câte căcaturi ai făcut, orice jucător își lua kick, dacă făcea Mihai jumate dintr-un căcat pe care l-ai făcut tu, era... Dar nu oricine, da, oricine. Zic la tine că de bine te rău, tu ai fost jucător care a demonstrat, știi, în toate line-up-urile, adică nu poți să, dar așa ca idee, și eu dacă își făceam chestiile astea, era bocanc. Eu, și o să mai zic o poveste. Nu o să zic persoana, dar o să o zic povestea. Aveam meci la Blast cu Nexus. Da, eram și eu la Nexus. Am avut meci cu Blue Jays, am bătut 16-7. Și aveam meci cu Skate. Era gen, știi cum sunt alea, break-urile alea, gen câștigi meciul, aștepți oponentul și dacă câștigă mai rapid, joci instant, back-to-back. Da. Și eu am făcut un calcul în mintea mea că am timp să mă duc în cealaltă parte de București, să mă văd cu cineva și după aceea să vin înapoi. Știi cum e pe alea de case? Dacă aveai TP și checkpoint și TP, puteai să... Bă, poate, reușeam, dar nici atunci nu era sigur la cât era distanța. Na, după mai așa seama, după ce era să fiu dat afară, că atunci era punctul gen în care era să mă duc. Adică, na, da, e ok. Bă, gândește de... Continuă și de după aia.
am ajuns în cartierul cu tare, am stat, departe, oricum, de, da, am departe stat, de unde puteai juca CS. Da, am stat, am vorbit și mă duc înapoi, mă duc înapoi la Nexus. Toată n-a pătins pe când am intrat, scuze de întârziere, am zis scuze de întârziere. Și a zis, Bi, hai te rog numai să te batem și vorbim după. Mă, deja simțeam tensiunea în vocea lui Bi și... Și ce ați făcut? A fost în fărme. Ce ați făcut? Am avut 13-2 pe CT contra skate pe DAS2. Și am după aia ce ați făcut? 16-13 cu skate. După aia am avut meci cu Blue Jays back to back. Am pierdut și pe ăla 16-13. Și atât am auzit. După ce am terminat meciul, atât rău pe Bi. Artefactul la Team Classic. Speak. A venit Guță primul. Cred că atunci am bătrânit. Bi s-a mai pus plus 1 la vârsta acolo. S-a pus plus 40. Și atunci a venise Guță primul la Nexus. Gen Guță, și Guță era supărat pe mine, dar într-un fel era ceva de genul, băi, ești mic și prost, n-am ce să fac, na, ok. A zis că las că vorbim când vine Bi. A venit sămânță la fel, mi-a zis, oricum, Vali mereu mi-a zis că mereu și el mă gândesc că în PUBG toți, adică toți știți cum zice sămânță, adică zice cât copilul ploie, cât de prost e, adică, clasic. Ce bă, zis? Cumva ți-ai și atras toate chestia asta, că ai fost foarte, nu clumsy, e un termen frumos așa, ai fost mereu foarte... Niciodată n-ai fost constant așa, ai făcut ba un căcat, ba un lucru foarte bun, adică e... Și venise sămânță, venise Guță, era și Ang acolo și oricum Ang atunci s-a certat urât cu Bi. Că Ang, în loc să zică unde-ți plecat, Ang a zis, lau-i la baie, are nu știu ce la stomac. Nu te-a acoperit. Da, păi Ang atunci era mână în mână cu mine cumva, nu mă așteptam. I-am zis și vreau să drace de mine de la Faceit, că mi-a picat netul, a făcut oricum. Bă, dar nu, n-am așa, de ce ai plecat? Ai qualifier care știi, indiferent că tu câștigi 16-1 și ia overtime sau abia în ce meciul, bă, dacă dau forfeit, ce faci? Bă, în mintea mea... Ai qualifier, n-ai cum să pleci, adică... Deci în mintea mea nu era cazul de forfeit, eu am gândit așa, Skade cu Berlin New Zealand. O echipă bună, da. Echipe bune atunci, că erau Skade în top 30 da, și Skade erau top atunci. BNE erau mai slab decât sunt acum și Skade erau mult mai bun decât gen, era un meci care, bă, te așteptai să aibă un 16-16-11 ceva pe acolo, știi? Adică, da, și eu după mintea mea de prost, am zis că am timp să mă duc acolo, să vin și înapoi. Bă, n-a fost așa, că am ajuns acolo, deja am primit mesaj că hai că jucăm. Și eu eram în cealaltă capăt de București și am zis... Ce diferență e dacă aveam meciul vreodată așa ceva, ce mă jucam, stăteam un pic să mă relaxez după meci, pe care băgam niște răspau, mai stăteam, mai băgam caze, mai... Așa adică face orice toată să fiu lumea, adică... Peak form, știi, peak form, adică l-au zis, mă duc la un date. Cine nu face asta, adică... De ce te mai joci cantă dacă nu faci asta? Adică, nu bă, știu, nu știu, sunt și jucători care compensează chestia asta. Adică, uite, de exemplu, eu n-am fost atât genul de jucător care să punem un mouse și gata, să-i impui și trebuie să mă joc cu el, să mă obișnuiesc așa. Îl pui pe Guță, i-ai pus un mouse, se joacă cu orice condiție. Adică, da, uite, da, și la probabil e ceva de genul, ți-a pus la calculator, în două minute e acolo. Păi da. Bine, ești în concurs, ești în concurs, ai câștigat un meci, două, qualifier, ești în semifinal, nu știu, bla, aștepți meci, tot nu pleci. Așa-ți merge, adică... Eu nu puteam să plec de presiune, de tensiune, de... Eram acolo, adică... Eu, oricum, mi-aduc aminte. Da. Bă, inițial, nu-i final, Lang putea să oprească totul, că i-am zis, Lang, vezi că mă duc acolo, gen în cartierul ăla cu tare. Și a zis, eu s-a dat Lang la mine și a zis, ajungi de loc? Și a zis că, da, vine înapoi. Lai. De ce te-a crezut? Nu cred că știa nici el cât de departe e, sincer. Cred că nu l-a interesat, sincer. Probabil că da, nu știu. Și nu dai seama că... Îmi scrie, oricum îmi scrie Bi și Semințe, că bă, unde ești? Și eu abia ce părăsesc în cartierul ăla și am zis, casa parlamentului, ajung în 5 minute și am fost după jumătate de oră. Bă, am mers pe jos. Și da, am avut un meeting grav în care s-a vorbit bench, kick, ieși, pum din cap. Adică erau niște chestii și cred că după s-au calmat apele, tot am jucat și... Oricum, nu știu, perioada aia, nu, de fapt, aia a fost după bootcamp, nu. Când a fost? Nu știu, n-am ce mai crede. Nu, a fost, stai, că am avut bootcamp în februarie, nu, a fost în anii de bootcamp, da, a fost în anii de bootcamp, mi-aduc bine aminte, era în noiembrie, ceva de genul. Și am avut bootcamp-ul în februarie, eu am mereu, am zis, bootcamp-ul ăla cu Nexus m-a schimbat 36 de grade ca persoană și ca jucător, adică tot eram YOLO. Dar gen, am privit altfel lucrurile, să stau în casă cu Bi, Sel, Sămânță, Raga, mai venea și Mihai, mai venea și tu. Știi? Și eu mereu am zis, și când mă joc cu voi PUBG și jocuri,
Adică oricât de retardată și eu, gen încă am chestia aia de când eram mic și mă uitam la voi, mai ales cu Mihai, când mă joc Faceit sau când eram cu el în LAN, în Finanda, să stau lângă el să vorbesc. Mai aveam flashback-uri de alea când eram la UDP, mă jucam contra ei și am avut meciul ăla la turneul tău sau la Superbe, nu știu, și i-am pierdut 16-14 și am făcut 1v5 contra Nexus. Foaa, eram direct în extaz pe acolo, mi-erau ochii ca la o broască și încă m-am momentele alea gen inner child-ul când îmi aduc aminte că bă, nu știu ce, și atunci la bătcă mi-am luat seama. Pentru că eu stăteam în aceeași cameră cu Xelo și gen Guță cu Mihai erau și încă gen idolii mei în cadrul românesc și să ajungi să stai cu el în aceeași casă, să mai și dorm cu el, să te joci mereu cu el, să fii mereu lângă el într-o lună, te schimbă așa ca persoană și aia a fost una în care cred că m-am jucat gen cel mai fericit counter, știi? Eu mereu am zis că bootcamp-ul ăla, că o să rămână, să mă duc și la bootcamp cu FaZe, cred că nu o să schimbe, gen bootcamp-ul ăla cu Nexus ăla o să fie ca prima iubire în viața asta, nu o să o ieși dacă vrei. Cred că toată lumea are un bootcamp ăsta frumos, nu știu, așa, așa simt eu că e, există un bootcamp în cariera fiecărui jucător care a rămas acolo, ceva s-a întâmplat bine, nu știu, Mihai pare că nu are momentul de față, dar la minutul așa a fost. Mă gândesc, dar nu-mi vine niciunul. Poate ăla când am făcut cu Nexus, dar l-am făcut la Xelo acasă, pe că erai și tu. Da. Ăla a fost mișto că... Ăla a fost primul meu bootcamp, poate ăla să zicem. Bă, ăla a fost mișto că ne jucam destul de mult peste, adică la modul Nishikam Prag și după băgam rang G sau S, ce era atunci, S parcă. Și am și câștigat parcă niște bani înainte să plecăm în Danemarca atunci. Dar oricum la cât de scump a fost seara, am câștigat degeaba banii aia că s-au dus pe nimic. Dădeam 5 euro pe un hot dog. Acum 5 ani, adică nu... Cred că acum dai 10 euro pe hot dog. Acum, da. Bă... Ai avut o carieră tumultoasă, scurtă, ai ajuns, mă rog, de la Nexus mai departe, toată lumea știe ce s-a întâmplat, avem oferta de la Sprout și în foarte puțin timp ați ajuns, mă rog, amândoi la Major, cumva la același Major, incredibil, încă mi se pare incredibil. Până să ajungeți la Major ați mai bătut multe echipe și ați avut meciuri cu echipe pe care, nu știu, nu concepea nimeni în România să le bată și ați câștigat meciul ăla, dar vreau să-mi spuneți care e meciul, mă rog, fiecare ce meci consideră, care e meciul după care v-ați dat seama și a zis, bă, pot să bat pe toată lumea, nu mai există dacă intră unul pe server să nu pot să-i tragă. Pentru că eu, de exemplu, am impresia că, și probabil ca mine sunt mulți, mă rog, nu mai am impresia asta acum, dar în trecut până într-un punct aveam impresia că, mamă, dacă intră simple pe server, n-am nicio șansă să-l omor, că mi se pare că are el încă o mână sau ceva. Adică care a fost meciul în care, bă, l-ai bătut pe ăla, nu știu, l-am bătut pe Zivu și am zis, dacă l-am bătut pe ăsta, gata, nu mai orice intră pe server, pot să-i trag și eu, poate să mă bată și el, într-adevăr, dar nu mai dispare chestia aia de aura aia pe care au ceilalți jucători. Eu, sincer, n-am niciun meci, adică dacă mă pui să zic un meci, dacă aș alege unul, rog, dar ăsta recent cu G2, că, dar n-am cum să zic pe ăsta, că gen, am de mult mentalitatea asta de când ne jucam la Nexus, gen, dacă îl întreb și pe B, și mai ales în trecut, cu oricine mă jucam, cine sunt nubii ăștia, sau... Mereu e bine să zici gen, asta. Ce sunt nubii ăștia? Că nu sunt nubii, știu, îți bagi în creier chestia asta. Adică... Voi batem pe nubiișa sau ceva de genul. Mereu am avut asta. Hai să ne jucăm cu nubiișa sau... Tot ce ziceau, nu contează ce ziceam, nubi. Pur și simplu. Și, na, asta o aveam și de când mă jucam la Nexus. Și acum, mă, nu mai zic ce nubi ăștia, da? Chiar nu știu. Deci că mi se pare amuzant asta cu nubii, pentru că eu mai zic asta uneori pe stream, că am mai picat cu jucătorii ăștia, cu scream, cu nu știu cine, cu nu știu cine, și am zis că sunt nub, dar efectiv ziceam asta să motiveze echipa și lumea nu vede așa, lumea vede ca o suferință. Da. Bă, nu e o suferință, pur și simplu zic să-ți motivez cu echipierii, pentru că sunt unii care în momentul în care văd un nume de ăsta mare pe server, zic, pa, m-a intrat domnule, se timorează și nu joacă la full potențial și scopul tău, la urmă, care e să-ți motivezi cu echipierii ca în meciul ăla să dea tot ce pot, să nu se gândească, că, adică eventual să-și ascundă numele, că mi era Chunky, toată lumea știe, dacă era unul bun pe server, rugat. Dacă erau și știa el cumva că-s proști, chiar dacă poate nu erau proști, dar dacă el știa că-s proști, își dădea viața. Păi asta zic, nu e suferință având în vedere că tu nu-i scrii lui. Dacă îi scrii pe cea, da, suferi. Da, clar, nu scria nimeni. Dar dacă eu, noi 5 pe Teamspeak și zic eu, mă, uite ăla ce nu sau, oricum asta se întâmplă la Counter 100% și în orice sport se întâmplă să-l înjuc pe ăla în continuu. Normal. Adică fie că îl înjuc pe Teamspeak și nu, el nu te aude în gândul tău, tu singur acolo, că de exemplu eu am pus tu toc și gen, poți să zic orice că nu mă audă ăștia pe echipe. Deci să nu te audă, asta nu e suferință, e să ai bași tu în cap. Sau de exemplu, ce mai puțin noi, echipa noastră, cu pumnul masă. Gen, asta e pentru că echipe, că tu dacă dai cu pumnul masă, poate îl stresezi pe coechiperul tău. Dar de exemplu, pe mine mă ajută, adică și eu mai dau cu pumnul masă, poate nu se vede, dar și eu mai dau cu pumnul masă când mă enervez. Și nu mă enervez că, nu știu, mi-a făcut echipe meu ceva sau... mi-a tras ăla sau nu știu, nu mai nevesc că nu trag eu sau dar până mă ajută, dacă pun mă să și după aia, nu știu, bat pat, ceva de genul.
tocmai de-aia până mă ajută că am pus și toc. Nu pot să fac asta offline, la LAN. Dar acasă, acasă se practică. Da, uite, și nu mă aude nimeni și e bine să nu te audă nimeni. Pe mine, de exemplu, nu mă deranjează pe mine chestia asta. Adică în momentul în care cineva dă cu pumnul masă, zic de Excel, că el este de-a mereu lângă mine, asta lângă el meu la toate line-up-urile. Nu mă deranjează niciodată că dădea el cu pumnul în ideea în care să-mi afecteze mie jocul, dar mă gândeam doar să nu le afecteze pe el, să le afecteze pe el faptul că a dat cu pumnul masă sau pe ceilalți. Că mai aveam niște jucători care poate erau, se mai lăsau așa afectați cumva de chestia asta. Dar pe total nu seama, n-ar fi bine să faci chestia asta când ești cu 5 oameni, încă 4 oameni lângă tine, dar dacă pe tine te ajută acasă, îți dai seama, o faci ca să te descarci oarecum, adică. Adică și partea cu suferința, nu știu, poți să-i zilul la ce vrei, având în vedere că nu îi scrii sau ceva, e partea din Bă, sunt 100% convins că în orice sport, deși și la tenis, la dublu, când intră aia 2 versus 2, dai seama că zic, mamă, îi intrăm pe ăștia, nu știu, să meargă drept și 100% spun niște chestii astfel încât să se motiveze. Practic e o automotivare, nu e, n-are nicio legătură, la nu să știi niciodată, pentru că tu dacă, probabil îl respecti dacă stai să iei obiectiv, dar e o automotivare pe care o faci. Tocmai ca să te simți tu mai bine, să fii relaxat, zici, bă, sunt pe spate, îi spar pe ăștia, n-am nicio treabă. Spune-mi la Otero, care e meciul ăla, care ți-a dat ție așa, în loc la... Deci, toată lumea se așteaptă să zică asta, meciul cu FaZe, la RMR. Ok. Deci, meciul ăla era faza pe lângă mine, pentru că eu, na, aveam impresia cum moare toată lumea, gen, care e mic și se uită la jucătorii, gen, să ajungi să te joci contra Rain, Brocky. Hai să facem un context, deci meciul cu FaZe de la RMR, voi l-ați pierdut, dar FaZe în momentul respectiv erau top 1. Erau top 1 mondial. Și ați pierdut foarte strâns, a fost... Am pierdut 2-1 și au fost două hărți 16-14, parcă, deci, sau overtime-ul ceva. Prima hartă am avut noi lead pe Ancient mereu, am pierdut la 15-14 runda match point și la... și pierdusem la 17-17, ceva gen, nu mai știu. Pierdusem o rundă 1-2, Brocky, pe Titan B pe Ancient, două zoom-lesuri. Am pierdut harta aia și cumva am bătut pe Nuke, care Nuke era best map, adică am bătut cea mai bună echipă din lume pe cea mai bună harta lor. Da. Și la noi, voi nu era best map de la parte, noi era worst map. Niște băieți ne-au bătut bait. Exact, și m-am întrebat, zic, bă, ce s-a întâmplat? Și bă, nu eram așa pregătiți pe hart. Și aia era faza, gen meciul ăla, mi-am dat seama, adică eu oricum aveam asta în cap. Bine, poate e arogant și e o aroganță, dar eu mereu am avut și la pracuri, mereu am asta, gen, când mă joc în Tateron, gen, cine drept cu ăsta, gen, Zion. Dar nu e aroganță deloc, adică... Da, mă, e automotivare, dacă, da, dacă o ții pentru tine, nu e absolut deloc. Bine, eu mai zic și pe tine, adică mi-aduc aminte că, sau a rămas prost ăștia de la mine, că eu am mai la românești, și când, gen, după ce am dat pumnii cu FaZe, m-am uitat așa, gen, în spate, la Kerrigan și am zis la Refresh și la Aster, look at this dog. Și s-au uitat tăia și am zis că, bă, cum adică? Și am zis că Romanian tactic, Romanian tactic. Îți dai seama că băiții au poate o altfel de motivare, da, nu ca la noi. Iau gen, da, let's go guys, gen, nu știu ei ce. Ei sunt cu ei mai mult, nu da. Da. Și eu direct, ești nebun, când îl băteam pe brochea la unul la unul, trăgeam în gând, ziceam, gen, și scuipam, spălam pe acolo, făceam puf, făceam dalea, că look at this guy, nu știu ce, easy peasy. Adică eu am de asta și pe online, adică. Na, ei, gen, asta o și fac pentru că îmi dau seama că ei nu sunt obișnuiți și gen ei râd, gen, au un mood să ai un... Și în același timp când râzi, mi se pare că să râzi e cel mai bun mod de a... În momentul în care râzi e cel mai bun mod de a scăpa de emoții, așa mi se pare. Adică oricum mai face, mi se pare că dacă țipi parcă tot așa mai dai un pic de emoție afară, dar dacă râzi mi se pare că e cel mai bine, cel puțin short term, că la un moment dat oricum se instalează presiunea, dar dacă râzi un pic parcă e bine. Și e ceala, adică... Era faza că mi-am dat și eu seama, dar după, gen, fix ziua următoare, ți-am zis că am avut 1.30 rating, adică i-am dărâmat. Și era faza că ziua următoare era Nicol la hotel, venea din lobby, eu veneam de la meciul cu Bait, ne calificasem la Legends, și gen, n-a făcut Nicol dansul așa din nume și a zis, oh, it's la unir și așa, și gen, eu ți-am zis că eram panicat și nu știu ce să zic, și am zis, hello, să pe el. Și, na, a fost ciudat, știi, și gen, după mi-am seama că, bă, dacă i-am după aia, ăsta mă recunoaște și așa, și ne jucăm și pracuri în continuu, și gen, fix în aceeași zi, după Bait, s-a uitat Refresh la mine și mi-a zis că ne-am calificat, mi-a zis că, ce se întâmplă, și a zis că, adică, ce se întâmplă, și a zis, păi, uite ce potențial ai, bați pe face singur și tu, la online, te tiltezi contra oricine, știi, și mi-a zis de atunci că, na, deja schimbarea care... Stai, când se postează podcastul ăsta? Într-o săptămână, două. Ok, oricum, deja s-a anunțat că Slack este afară, gen noi deja știam, știi? Chestia asta că o să-l schimbăm probabil la finalul anului. Și gen, îmi zise ceva de genul că, bă, uite, suntem, cum suntem cu echipa și uite că cumva poți să tragi și să ne ajuți pe toți, gen. Adică era să-i batem pe Face și cred că dacă băteam pe Face atunci, cred că îmi dădeam direct retar, sunt gândit rău cu un mini puternic și un major. Glumeam, da? Na.
One match warrior. Da. One game warrior. Și îmi zise Refresh că și Barry mi zice că bă, gen mi-a zis că bă, noi ți-am văzut potențialul, dar acum ți l-ai văzut și tu. Și mi-a zis că acum înțelegi și tu faptul că skill-ul tău individual e mai mult decât cea oia la un loc. Că mi-a zis că uite, îl lau pe Robs, îl lau pe Twist, îl lau pe Rain, îl lau pe toți. Și sunt foarte hard working da. Toți, adică au zis toți că ei joacă bine când au toți 100 de ore. Da. Și mi-a zis Refresh, cât era în Festix? Aveam 45. Și a zis că ăștia 100 și ceva și joacă de ani buni. Și tu vii pe partă și mai zici direct, tu Romanian Tier 5 player, vine aici în Tier 1, Tier 2 și ia la bătaie și așa. Și a zis, mi-a zis direct, gen, au și dinți acum pe Teamspeak cu noul sniper. Și gen mi-a zis că bă, nu ne interesează la anul, dar este la domnul sniper, să aibă grijă de mine și să mă pună pe treabă. Că a zis că dacă eu cumva mă dezvăluiesc și sunt mult mai hardworking, a zis că... Gen mai Berry, că eu sunt cel mai talentat jucătorul care s-a jucat și i-a făcut coach și a jucat omul cu toți din Australia, s-a jucat cu toți danezii posibil. În același timp a zis că și cel mai delăsător jucător pe care l-am întâlnit. Adică a zis că atâta talent și atâta delăsare personală, a zis că n-a văzut niciodată. Și a zis că de-aia compensează la mine talentul, că a zis că bă, când e meci, gen fac ce trebuie, știi? Dar la prac, mai mă vezi, mai ales că mă joc contra Mihai, Mihai îmi scrie ce faci dog, eu îi scriu că de ce mă mor și nu-mi lași kill-uri la eco, adică avem de-alea. Bă, uite, legat de chestia asta că te-a făcut Berry talentat, dar puturos, chiar vreau să mă întreb care e rutina voastră. Adică, ia să-i întrebarea pe care a pus-o lumea, că am pus un story înainte și i-am rugat să pun întrebări și am luat câteva întrebări printre ce am mai pus eu aici, să vă întreb care e rutina voastră. Adică, o zi, nu o zi de LAN în care te duci la LAN, o zi în care ești acasă, ai poate un match în online seara și sau o zi full de antrenament. Ce faci? Te trezești, mănânci, nu știu, care e rutina voastră de dimineață până seara? Deci, probabil la mine e mult mai hotic. Pentru că asta e fața aici, intrim nedisciplinat și Mihai oare și eu nu chiar. Gen, eu în general începem la 11-10 dimineața pracul, când e zi de prac, cum zic. Gen, începem la 10-11 și dacă mă duc la liceu, pentru că am un liceu, gen acum am întâlnit la privat, cum știe lumea, și am rezolvat prin foi și minister și nu știu ce, gen, am obligatoriu chiar să mă duc 2-3 ore maxim la liceu. Pot să plec acasă, să mă antrenez. Și gen, când nu mă duc la liceu, mă trezesc, zicem, cu 20 minute înainte de prac, bag o cafea, un sandwich puternic să n-adormim. Sandwich de la să n-adormim. Da. Și avem ceva de genul, nu știu, o oră jumate teorie, două ore, ai pauză o oră, după ai trei ore prac, după ai o oră pauză, după încă trei ore prac, după ai încă două ore de briefing, adică termin pe la 11 noaptea în general, când e o zi puternică de prac. Și când avem meciuri, gen, cum că care toată echipa, că așa aveam și la Nexo, așa are și Mihai, cred. Gen, să zicem că ai meci la 8 seara, încep la 6-6 jumate anti-strat, debriefing, nu știu ce despre inamici, ai un prac, intri în meci. Și individual, nu mai am jucat atât de mult individual, gen face și așa, dar când eram la Game Agents și Nexus și la început la Sprout, nu știu, cred că din 24 de ore, când nu aveam pracul și așa, cred că 18 ore eram cu cortul pe respawn, mă culcam acolo pe serverul de respawn pe Spectate, mă trezeam dimineața și mă jucam respawn, adică n-aveam de-alea. Dar acum nu mai mă joc pentru că gen mi-am dat seama că nu mai pot să păcălești la tier 1,5, tier 2. Ba, până în tier 2 de fapt așa zici și Berry. Până în tier 2 poți să păcălești ca într-un cu talentul, știi? Dar de la tier 2 către tier 1 nu mai cum să păcălești cu talentul. Adică deja trebuie să dai demo-uri, să te uiți, să înveți, să fii cu meta-ul, știi? Și acum mai mult fac prac oficial, un match de face, două demo-uri și aia e rutina. Bă, mincinosule. Bă, mă uit la când te uiți la demo? Când mă forțează Berry. Și când te afectează Berry? În ultimele 2 săptămâni zilnic. Dar mă uit numai cu el, eu nu mă uit singur. Că dacă mă uit singur se întâmplă lucruri dubioase, adică sau pe telefon, gen... Am știi cum e, la, se uită pe TikTok, e așa, mă uit la demo. 100%. E pe acolo, Zivu, sau ala cine se uite el și da așa. Bag mâna, fă, când se uite el. Și uite trendul ăsta ce e, bă. Gen, când mă uit eu singur, mă uit primele 3 luni și stau pe telefon. Îmi și imaginez cum zice Berry, ia, la un ex ai văzut aia și el, da. Nu, și acolo swipe up, face dansurile. Și-au dat seama de asta la teorie, că nu-s atent și așa. Și mi-au dat bust de câteva ore, adică gen vorbea Berry și că nu eram atent, gen m-a întrebat ceva greșit, știi? Și eu răspundeam că ei, da, da. Marele bait. Direct, ești nebun. Încep tot să râdă și îmi zice Berry, Mr. Lau, you got busted again. Și da, acum că ne uităm la demo numai eu cu el, gen îmi dau camera, se uită la mine și îmi zice, hai, începem, uite-te la rundă și trebuie să-i zic cu tare și el notează pe Discord, știi, gen ce zic. Și după aia vorbim... Am o grădiniță. Da. Păi a zis Berry că o să stea, o să avem bootcamp, știi? 8 ianuarie, 18 ianuarie. A zis că o să stea cu mâna pe mine în continuare. A zis că dacă până în anul viitor, fix așa mi-a zis, anul viitor dacă nu iau MVP la finalul, până în finalul anului, a zis că nu mai vorbește cu mine. MVP la ce? La un turneu. La un turneu.
Mă rog, un lan, că pe net nu da, se dă. Da, la plan, gen blast, cum a fost cu Monesi sau ceva major, dacă se întâmplă asta. Uite, legat de Monesi, l-au luat G2 anul ăsta, la începutul anului, și acum a luat MVP la ultimul sezon. Da, la blast. A luat MVP, uite, și e și top 20, adică într-un an de zile. Da. O rutină un pic mai haotică, să spunem așa, dar uite, ia zi-mi. Nu e atât de haotică, e gen o rutină la absolut orice jucător, adică și eu, la fel, am ceasul mereu la 9:30, să mă trezesc, nu mă trezesc la 9:30, îl închid și mă trezesc pe la 10, dar gen, tot așa, dacă e default prac și nu avem absolut nimic, nu începem la 11, începem la 11 cu cealaltă echipă, dar cu echipa asta încep la 12, tot așa, nu avem 1:30 de server, avem 2 ore, că, na. Când încep cu echipă nouă, noi avem 4 luni și tot trebuie să învățăm o groază de chestii. Da, păi nu e așa, el a intrat într-o echipă oarecum established deja, da, voi a trebuit să trebuie să vă construiți bazele. Noi încă și acum stăm, de exemplu, nu știu, să zicem că am făcut mirajul de la teori, tot stăm pe miraj să mai vedem alte chestii sau ce am mai văzut, cum mă mai înțeleg eu cu ăla, cu ăla, cu ăla, că tot mai sunt multe rotații pe care nu le-am întâlnit, să zicem, că practic le înveți din experiență. Da. Situații, da, pe care... Da. Și, na. Avem de vorbit o groază și 2 ore server, un prac, pauză și încă 3 pracuri, mi se pare, dacă e o zi normală, adică asta înseamnă cât? Înseamnă 7 ore. 6 ore cu ore pauză, adică 7. Asta ar fi default și dacă am avea meci dimineața, tot așa, nu știu, să zicem că am avut ce mai 11, că a fost cel da, mai cam așa, sunt niște concursuri care încep la 11, da. Intrăm la 10, stăm doar să vorbim și intrăm direct, adică nu luăm prac, oricum nu găsești prea la 10 dimineața, dar cred că așa facem și la, dacă avem meci la 8, de exemplu, sau la 6, nu luăm prac, luăm prac cu cealaltă echipă, am vorbit să luăm un prac, după aia o oră pauză și după aia avem meciul, oricum nu chiar o oră pauză, aveai 30 de minute pauză, 30 de minute să mănânci, dacă vrei, și 30 de minute stai pe Teamspeak să vorbești, să... Mai râzi, să comunici, ca să-ți dai drumul la vorbă, ca să vorbești în timpul jocului. Și da, dacă e echipa asta, pur și simplu avem așa, intrăm la oră, avem, practic, n-avem 30 de minute să mâncăm, avem tot timpul să mâncăm, după aia avem, intrăm pe Teamspeak și da, mai vorbim de antistrat, cum a zis și Laur, și da, tot așa, să ne dăm drumul la vorbă, pur și simplu. Mai intrăm și ne jucăm. Mi se pare interesant asta, pentru că... Sunt oameni care se uite, sper să se uite la podcastul ăsta și o să zică, păi stai, mă, că băieții ăștia-ți plătiți să se joace pe calculator și dacă stai să te gândești așa, având în vedere că o oră, o zi de prac, poate durezi și până la 10 ore cu meciuri, chestiile și ai 2 ore de teorie plus încă 2 ore de teorie plus prac plus nu știu ce, stai așa și te gândești, bă, nu e chiar o joacă. Adică e obositor, într-adevăr, nu e obositor fizic, să nu înțeleg, e obositor fizic și la un moment dat să stai atât timp pe scaun, că na, îți dai seama, dar în același timp e vorba de, e obositor, foarte obositor mental, pentru că tu nu poți să stai la, ok, hai că la teorie poate uneori mai stai mai relaxat, poate când mai stați pe hartă, nu e neapărat o încordare, dar tot trebuie să fii atent orele alea. Da, tot trebuie să fii atent. La școală, dacă te duci 6 ore, nu ești atent 6 ore, ești atent normal, la matematică și la română. Nici la alea, știi? Adică asta zic, aici n-ai cum să nu fii atent, că te păcălești pe tine. Adică după tu nu știi ce trebuie să faci sau da, după tu pierzi în meci dacă nu ești atent. Că gen, uite, noi când, de exemplu, ți-am dat exemplu că avem meci la 8 seara și noi intrăm la 7. Na, poate să zică lumea, mamă, păi ce faceți? Stați cât poate să doreți un best of 3, nu știu, 2:30. Cu o oră, 3:30 ai terminat ziua, adică ce muncă e asta, știi? Dar pe cât, de exemplu, pe cât stai tu acolo când ai, practic, timp liber, na, tu ai sarcina dacă vrei, da. Dacă vrei să câștigi și asta nu se pune problema, că toată lumea vrea să câștige, trebuie să te uiți la antistratul tău personal, că noi avem antistrat personal și antistrat în mare. Adică te uiți... Antistrat personal te referi la ce face... Exact, ce face jucătorul anume pe poziția ta. Da, adică da. Tu dacă te joci Mirage Connector, mă uit ca CT, mă uit cum joacă lurker-ul din mid, cum joacă lurker-ul din A și cum le place să intre la băieți când au, nu neapărat execute, la execute este simplu, invin toți din A. Cum mid-round, adică cum le ce place... Ce split-uri au, exact, ce variații au la split-uri. Cum le place să vină din pala, din rampă, din under, din mid, din chichițe de-astea micuțe, da, care astea contează astea practic. Până la urmă, da, na. Na, să știi ce variații au în momentul care fac splita, dacă vin cu unul din under, unul din top mid, doi din under, fac un boost mai late, să știi la ce te aștepți și la rotație și la, exact, care astea sunt chestii super, super importante. Și pe asta constă în antistratul personal care face practic în free time-ul care e foarte mult, că te trezi, de exemplu, la 10 să zicem,
până la 7 seara ai o groază timp, adică poți să mănânci, poți să, dacă faci sală, să duci la sală, poți să faci orice, adică n-ai, nu te ține nimeni așa. Vreau să vă întreb o chestie și aici să-mi povestiți. Mă rog, teoretic, experiența mă rog, a fost similară. Cum a fost primul meci pe scenă la Major? Pentru că vai, pentru la că mine a fost, așa, la tine a fost cu echipă locală parcă? Da, da, da. Adică la tine a fost un pic mai rău. La mine a fost, bă, a fost gen, sincer să fiu, oricum cel mai de neuitat o să fie Furia. Uh-huh. Gen 100% Furia, nu știu, a fost ceva, wow, puțin n-am putut să mă joc, adică noi ne jucam să ne jucăm și știam că o să pierdem ceva de gen, adică... Bă, de ce? Nu că ținea tot publicul, ținea toată țara, adică acolo era ceva... Așa și primul meci cu Nainzei, când am ajuns acolo, bă, nu era așa multă lume, era, nu știu, nici, cred că 10% din toată... Dar era destul de goală, Renata, mi-aduc aminte. Și... În context, în Brazilia s-a jucat, Nainzi, echipa versus care ai jucat un meciul ăla, avea un brazilian, un brazilian, da. Dar nu contează, un brazilian, doi argentini și nu mai știu unde mai stau ea. Mă rog, am ajuns acolo, ne-am pus setup-ul, că prima dată când ajungi acolo îți pui setup-ul, bla bla. Și după aia ne-am mai spus că mai avem, nu știu, 15-20 de minute până începem. Și na, noi mergem în backstage ca să facem un... Ne trânsânge și să, na, ne spunem câteva cuvinte și 3 de 1, Game of Legends. Da, să încurajare, ca, da. Da, să țipăm ca nebuni pe acolo. Așa, bă, și când ne-am întors înapoi, era 5%. Adică, stai așa că erau 10.000 de locuri cât erau acolo? Sau nu mai știu dacă erau... 9.000, 8.000, 10.000 pe acolo. Să-ți intre 4.000 de oameni după adică, ce ai văzut. Adică era liber și după aia când am intrat era... că noi ne-am jucat pe partea stângă. Uh-huh. Erau 4 linii de PC-uri, erau aici, 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 aici. Uh-huh. Și noi ne-am jucat pe partea stângă. Și na, la început erau, 2, erau 10% din oameni, erau în partea stângă. Și după era tot partea aia de stângă, era plină, gen. What? De unde ați apărut? Mă rog, feeling-ul a fost mișto că, ce, de exemplu, Nainzi nu cred că s-așteptau să jucăm Inferno, pentru că noi aveam, mă știu, aveam 30% winner sau ceva de genul. Uh-huh. Dar noi știam că ăla de pe hâlătă, de pe HLT, e o minciună. Uh-huh. Adică noi, când am intrat la major, noi pe Inferno n-am pierdut la Prague, să zic echipa. Păi i-ați bătut pe... Și pe G2. Pe G2 i-ați trimis acasă. Deci G2, atenție, care au fost la Major din 2015 până în 2022, au fost la fiecare Major și voi i-ați trimis acasă. Da, da, tot era o minciună, că tot aveam 30%. Mm-hmm. Și noi, la Prague, am bătut Astralis, am bătut FaZe, mi se pare, și nu am pierdut absolut nici în Prague, pe Inferno. Pe Inferno, da. Și doar pe dovadă că i-am bătut la 3-4 runde la mașină. Da, a fost un meci lejer, a fost walk in the park, adică da. Nu vreau să cred. Țin minte că am și pierdut vreo 7 runde din meci, că erau probleme cu OTV-urile prin primul meci și eram nervos, da. Un pic, că îi bătați prea repede, nu mă apucam să văd nimic din meci, adică eram flawless. Da, a fost un film foarte mișto. Nu, gen, na, n-ai cum să reproduci. Da, insane, în Brazilia chiar fan este insane, să joci și versus se ia zilau la tine, cum a fost? Nu mai știu ce meci ai avut pe scenă, că ai avut și text. Cu Liquid ai avut pe scenă? Bă, deci faza nasoală e că formă în școala Liquid și brazilienii iubesc Liquid. Da, da, știi de ce? Pentru că mai e și Eliș care știe braziliană. Exact. Portugheză, că nu există braziliană. For some reason, nu înțeleg, e singurul american care știe portugheză. Deci pot să zic că am intrat și gen, comparând cu Mihai, deja erau mulți acolo. Mm-hmm. Și nu am intrat bine pe scenă și deja vedeam stacule cu gol Liquid, let's go Liquid. Era numai un singur om care era cameramanul în scenă, în... Front crowd, cu tricou nostru, rest, toți cu Liquid, toți Brazilia, toți Let's Go Liquid. Bă, și asta e problema la mine când mă joc pe scenă, gen, ori îi bat pe toți, adică ori îmi intru rapid în mână și așa, ori dacă am un început prost, adică mă duc direct în cap. Și am avut un început, adică pur și simplu, contra Liquid, gen să vedea că o experiență, adică pur și simplu, noi pe B, pe Inferno, eu cu Steyr, adică și la pracuri și la oficiale, gen acum, dacă treci la noi, gen, jucăm foarte bine pe ăla. Cu Liquid a venit Echindar cu Nitro rundă de rundă pe B și ne băteau în continuu. Era de sing mare între voi, se vedea că era... nu vă băteau că făceau, nu făceau nimic, da, doar erați voi desincronizați. Da, efectiv, Echindar făcea pe gambana și eu în murea mea, ori murea ăla. Și să nu mai zic că domnul OC îmi bătea sniper-ul, gen... Da, a fost emoții, mă. Da, mă, se vedea, clar. Emoții, adică... și presiune... Să-i mai aud și pe aia, că am pus o pauză și am bine de volum. Și am dat volum 0 și mă aud Liquid, Liquid. Și aveau 12-3 și auzeam Liquid. De refresh la fel, era și el, nu că era timorat, dar gen... Și-a dat și ăsta, că
am trei copii în echipa asta, mă, ce pot să fac, gen, erau speranțele alea aproape zero, știi? Și mai auzeam din gând în gând, liquid. Ce n-a fost ceva așa... Da, mă, dar uite, vezi, meciul ăsta a fost bun pentru că v-a pregătit după pentru meciul cu NiP. Când i-ați eliminat pe NiP, la fel, organizație legendară și i-ați trimis acasă de la manager. Adică, totuși, dacă e să-l lăsăm așa pe lângă, că i-ați bătut pe fei cea mai bună echipă din lume la momentul respectiv, pe cea mai bună harta lor, i-ați trimis acasă pe NiP, iar voi ați bătut pe G2. Care mi s-a părut incredibil că G2, care nu care, ok, au fost la fiecare meci din 2015, da? Dar în același timp să uităm că e organizația care cred că a investit aproape cel mai mult, adică ce transferuri au făcut, au luat pe Nico care se vehicula că s-a transferat pe 1 milion, au luat o grămadă de jucători foarte buni și i-ați trimis acasă, nu înțelegeau ce se întâmplă. Chiar cu tine am vorbit de meciul ăla și spuneai că ai simțit că aveau, voi nu mai aveați presiune, că na, era primul major, era așa. Cel puțin pe Inferno s-a simțit foarte clar cum joacă ei, gen, de obicei n-ai cum să-ți dai seama, adică, sau îți dai seama, dar foarte greu. În timpul meciului, dacă adversarul joacă să nu pierdă. Da. S-a văzut foarte clar că joacă să nu pierdă. Adică jucau atât de pasiv și gen nu făceau unul un pic sau un repic să facă greșeală. Da. Gen, că na, practic counter-ul, cam așa e. Gen, trebuie să vezi tu ce mai mic risc. Gen, low risk, nu. Lowest risk, da. Da, nu, low risk, high reward, ceva de da. Și bun, și practic noi făceam ce vrem, luam casa din moca, luam banana în moca. Da, practic ei nu încercau să facă să ia exact, picuri, nici banana, nici nicăieri. Absolut nimic n-am făcut. Și ne-a fost, nu pot să zic că ne-a fost ușor, că a fost 16-13, sau nu știu cât s-a terminat, dar... 12 sau nu știu. Na, având în vedere că i-am bătut, na. Da, după ați avut cu bait, pe care v-am trimis la major pe amândoi. Nu, oricum... Adică, trească ucrainienii, vei că... Capitanul Curca. Captain Curca, da. Vezi, mamă, că am văzut Captain Curca. Eram după prima hartă, după ce i-am bătut. Toată lumea iese afară, că nu, iese afară, vorbești, bla, bla, bla. Ne întoarcem înapoi și ne spune un admin acolo care sta acolo. Se uita acolo, nu înțelegea ce se întâmplă pe monitorul nostru și ne zice, bă, cine e ăsta? Și Captain Curca a stat acolo tot timpul și ne omora în bază. Nu pot să cred. Tot alea 15 minute e care e pauză, da, mare, nu e așa. 15 minute de pauză. Tot alea 15 minute, băi, el a stat și ne-a omorât în bază pe următoarea hartă. Deci ne-a bufnit răsă instant. Adică nu... Mi-au și eu minte cu Capitanul Curca. Eu nu știam cum arată și cine e. Adică, nu știu nici eu, nici acum nu știu cum arată bait. Eu și când mă duc la runner, tire-ul nu mai interesează cine e. Adică nu, gen... Da, dacă e cu cineva care facem prag constant, gen Vitality sau așa, mai ales că mă joc cu danez sau cu G2, că cumva m-am prietenit cu Nico, fără să vreau. Gen, îți dai seama dacă mă văd cu ei, gen îi salut, vorbesc cu ei, facem niște schimb de cuvinte și gen după treaba noastră. Numai că dacă nu mă știu cu cineva, îți ca și în realitate, nu stau să vorbesc și să mă bag în seamă. Și stăteam pe canapea cu Slax. Și era oia de la bait în spatele nostru cu managerul și Berry. Și vine Capitanul Curca la mine, nu, era Șter de fapt, după a venit Slax, eram eu cu Șter pe ăla. Și vine Capitanul Curca la noi și dă mâna cu noi și zice, hello guys, good luck. Și am zis că who are you? Și am zis, you have good luck, not me. S-a uitat la mine și a zis că, bro, sorry, nu știu ce. Doamne, și eu eram, bă, dar stai că nu știu cine e. Și după m-am dat seama, stai mă că stai Capitanul Curca, gen când l-am bătut, știi? Gen că, n-am stat să văd, că mă uitam la meci, că erau Astralis cu... Nu Astralis, cine era? Astralis n-am fost la meci. Nu mai știu cine era, dar erau două echipe și nu uitam la ei, ok? Și după ce am bătut pumnul, i-am zis că, bă, îmi pare rău, nu știam cine ești. Nu m-am dat seama cine și că nu eram atent, știi? Și a zis că mai ești all good brother. Și de acum la prac, în fiecare prac, îți știu God Curca. God Curca. Vreau să mă întreb care a fost pentru voi cea mai importantă finală. Câte a fost, nu știu, la LAN sau la vreun concurs online sau care a fost cea mai importantă finală, nu știu, pentru voi. Finală, repet, strict finală, nu contează că a fost online sau offline. Trebuie să mă gândesc ce e finală. Finala de concurs. Am pierdut ceva finale cu gândul de gen. Nu știu. Bă, nu neapărat câștigat, adică finala nu știu. Păi nu, am pierdut, n-am câștigat niciun. Cred că am vreun 3 sau 4 care am luat cu 2 cu Game of Legends. Gen, cu vechiul ăla, cu ăștia n-am apucat să... Nu, n-am apucat. Poate să vii din România, nu știu. Poate să vii și finala din România. Neapărat din afară, adică o finală nu știu care te-ai... Că n-am mănânesc, că în finala de obicei se... Mi se pare că se schimbă lucrurile când ajunge finală. Adică, în general, acolo se vede mentalul jucătorului în finală, că ori pică, ori joacă bine, adică ori e jucător făcut să câștige, ori în finală se simte presiunea și sunt mulți jucători care lachează în finală.
Nu mai știu ce concurs a fost. Mai știi 3-2 când era la Nexus. 3-2 versus echipa lui Cosmin, nu mai știu ce echipa avea. A fost un an la, în Nexus ăla, cred. Da, în Nexus, în Nexus. Da, Nexus. A fost JLF2, cred. JLF2. A fost ceva, nu știu, ne-au condus 2-0, da, și i-am întors. Nu, a fost 1-0 pentru voi că ați venit din upper bracket, au câștigat ei două hărți și ați bătut voi pe ultimele două hărți. Da. Nu mă așteptam, și la ultima oară, țin minte că la concursul am plecat acasă că mi s-a făcut rău, pentru că început la, eu am venit la 8 dimineața aici și s-a terminat concursul la 4:30 dimineața. Da, și la 3 am plecat și a rămas Angle și n-a pe canapea acolo, că a săracu, a fost răcit două săptămâni după concursul ăla. Poate ăla, că na, în rest nu țin minte să fie un așa gen intens sau ceva de genul, știi? Bă, la mine am două. Unul fiind finala la Real, când am câștigat-o, că era primul meu eveniment an și eram și cu Nexus numai o lună. Și i-am bătut prima hartă, ne-au luat a doua hartă, ne-au luat a treia hartă, 2-2 și pe a cincea hartă a fost când m-am dezvântuit eu și am tras în corpuri, făceam semnul ăla lui Ryder la Swimtory, făceam așa pe acolo. Cu leul, a, atunci a fost bumiul ăla cu ZX să vă iau mouse de la magazin. Da, da, când urla la Modo, hai Modo, hai cu mine să-ți iau mouse de la magazin. Mamă, mi-am lăsat aminte de finală. Da, eu eram și atunci la finală și știu că era, toată lumea era super pe spate la 2-0, că și a prima hartă părea totuși Walk in the Park și după cumva au bătut pe, nu știu pe ce, pe Miraj, pe Miraj care era harta voastră bună. Nuke. După pe Nuke și după ați câștigat Inferno, a fost Flawless Inferno, da, 16-3 ceva de genul, da, dar oricum erați, țin minte că erai și tu în echipă și Blitz. Erați amândoi full tilt. Da, eram. Că full tilt. Eram. Păi da, aia era faza. Că știu că toată mai cea de ce nu, gen, când la Blitz a fost dat afară din Nexus, toată mai cea că de ce Blitz. Și gen, na, îți dai seama că eu cu Blitz son și acum am înțeles foarte bine și m-am văzut cu el. Bă, Blitz e un super băiat. Și joacă și foarte bine și mie nu m-a plăcut să mă joc cu el, numai că, gen, vorbesc și cu el. E imposibil să ai doi jucători ca mine și Blitz în aceeași echipă. Că e conflict de roluri. Exact, și cam suntem, același, da. Gen, dacă ar fi să mă joc cu Mihai, suntem rifler, dar suntem, el e puțin mai pasiv și el e în cealaltă extremă, comparăm cu mine. Adică mă duc să mor 24 în 24, tu mori 2. Hai să ne uităm la statul, șefule, să vedem cine are entry mai multe. Nu știu să zic, și Mihai e, dar e alt stil. El e alt stil. Tu ești mai degrabă intri pe flancuri, să zic așa. Mihai mi se pare jucător de mid map așa, adică jucător care ia controlul la hartă. Eu în general atac extremele. Da. Pentru că de-aia m-a zberit, că de-aia s-a uitat foarte mult la mine, mai ales pe Tero, pentru că el a văzut în Nexus și gen și vechiul lana pe Nexus că eu eram singurul care gemerea pe extreme și mereu își câștiga durele. Și de-aia și la Sprout, pe Vertigo, spre exemplu, mă joc în B, pe Tero. Pentru că prost. Deci acolo pe Vertigo ăla, cred că când intrase, încă aveam 100% mere, gen, și mi-a scris și Snacks, care Snacks, no, The Big Apple, mi-a scris ăla, mi-a scris pe Steam, după ce ne bătuse, mi-a zis că nu știu ce dracu faci și la ce te gândești când te joci, dar a zis că îmi place ce faci pe vei, gen, ceva genul, a zis că nu înțelege nimic, dar a zis că îi place ce fac, a zis că-s full, adică la mine, dacă te uiți, gen, niciodată nu știi ce fac. Odată mă urc peste tine în site, odată mă vezi că mă ascund în tispa, odată mă vezi că cu trei peste tine în site, adică acolo e gen ping-pong. Spate, față, spate, față, spate, față. Și da, de-aia zic, gen, pe mine și mai ne poți spune în aceeași echipă. Dar pe mine și pe Blitz nu ne poți spune în aceeași echipă, că după ne dăm cap în cap. Da, oricum, Blitz pare pentru că foarte bun. Depinde, se poate vorbi, adică nu zic că tu ai și ancore, poziții de ancore, dar și poziții de gen să iei spațiu și de astea. Deci, gen, Blitz, nu mai știu ce a jucat la Enterprise, dar, de exemplu, pe Mirage știu că se ținea au. Adică nu poți să zici că gen aveți conflict la roluri. Poate aveți conflict la personalitate și gen vă dați cap în cap, da, asta, dar gen la roluri se vă pot, gen vă puteți potrivi undeva. Da, dar gen așa gen T-side, că nu se beri, știi? Că se uitase și la mine și la Mihai și la Blitz, știi? Mă că pe Mihai n-a cum să-l ia și a zis că între noi și Blitz diferența era că era mult mai agresiv decât el. Gen a zis că suntem amândoi agresivi, numai că tot doar mai agresiv și de aia gen și când am luat un sniper, ideea era să luăm pe genera și Harn în calcul și alți sniper, știi, numai că s-a uitat la ăla și a zis că dacă îl punem cu mine în echipa mea, că ne omorăm între noi. Deci nu este Harn, băieți. Da. Nu este Harn. Vreau să discutăm, că tot vorbeați de jucători și de transferuri, de oferte, dacă ați avut oferte despre care nu s-a vorbit niciodată. Mă gândesc că a trecut o perioadă, dacă vreți ziceți, dacă nu știu. Prima mea ofertă pe care am avut-o de la ei, care putea să fie o echipă, gen nu era, erau doar jucători. Era la Nexus, mi-a dat Legia. Legia care era tutor, și avea zis, connections atunci pe vremea aia. Și mi-a zis, el să fie coach, eu, KGMB, Config. Config?
MSL și încă unul, nu mai știu. Strong Line. Și gen a zis să facem practic și am zis da, dar nu știu ce, nu mai știu ce am vorbit exact și gen, nu știu, a căzut. Da, mi se pare că n-a acceptat-o, nu. Gen, nu i-a convenit de nu știu ce și a picat totul după aia, ceva de genul și, da. Interesant. Lau? Bă, eu am avut. Some offers? Bă, eu am la Nexus, am avut. De cea mai urât ofertă a fost la echipă, la organizație, nu, o anunț că încă cumva am scris și fac coaching la Valorant. Ce-a făcut? Ai avut o ofertă la, să duci la Valorant? Da, și cred că oferă un mulți bonus, dar am zis că bă, lasă-mă dracu, că nu mă duc acum la Valorant. Și Academia lui Maus, am zis că la un moment dat, bine la Nexus, că să mă duc să nu știu ce. Maus NXT. Da, 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 Academia lui Maus. Care și în momentul de față, cred că e cea mai bună academie ca numai, și ranking. Numai acum. Numai. Au fost până când au dat toți jucătorii la prima echipă. A rămas nimeni de acolo. Da, da. Era Maus Academy, Sou, am scris și Sou. Atunci eram la Infinite, am scris și Sou. Maus Academy și de la... Când intrasem acum la ăștia, la Sprout, Vitality erau interesați în mine, când era vorba de transfer cu Spings. Hans și Hans încă s-a bat pentru mine și am vorbit încă îți discuții, numai că șanse gen, asta pot să zic, câți șanse poate vara viitoare. Și complex divenise, numai că a venit se full mine, adică ei n-au vorbit de doar, au zis, au dat buyout-ul, cred că ți l-am zis cât a fost, dar nu pot să zic aici, da. A dat un buyout mult rău de tot și au zis Sprout, cred că fix așa era, complex de ești tu, eu Sprout, tu zici buyout-ul și zic, nu. Și aia a fost. Voiam să mă întreb despre o chestie mare, despre o chestie despre care s-a mai discutat așa, s-a mai, mai ales în comunitatea asta, e o chestie care vine și din partea comunității, nu neapărat din partea mea. S-a tot vorbit despre România în super team și vreau să vă întreb unul la mână, când credeți că s-ar putea face chestia asta? Asta așa, estimativ, că nu e nicio, e doar o discuție și în același timp cu cine v-ați face echipa asta, fiecare? Eu am făcut-o deja, adică nu, dar e făcută pentru dacă se face, nu știu, PSF. Nu, no. ESF sau... Da, dar, uite să zicem dar că... Dar de exemplu la ESF nu cred că o să putem să mergem, pentru că ESF se ține când sunt alte concursuri. Bă, și... a, da, da, că anul ăsta e sfârșit de fix când încep toate concursurile, gen, că e... Am putea să mergem dacă se face, nu știu, un... Și că cum se face anul ăsta în Iași ESF, se face da, la sfârșitul august, începutul septembrie și da, player break în iulie acum. 100% o să avem, o să am eu ceva sau o să aibă la o ceva sau nu știu ce. Sau nu o să se poate să facă, asta e problema. Dar zic... Dacă se face, nu știu, un World Cup, ceva de genul la Counter și gen... S-a trimit în România da, atunci s-ar băga da. Și danezii cu cea mai bună echipă, gen ar veni, nu știu, Glaive cu Device, s-ar băga și suedezii, gen... Nu să fie PSF și să fie echipe de Tier 2-3. Da, cum a fost până acum. Bine, exact. Anul ăsta s-ar putea să fie mai bine, am înțeles. S-ar putea să fie prea sub de 200 de mii și cred că la 200 de mii o să vină, știi, pe top 20, mă gândesc. Da, gen, să fie ceva mai competitiv, știi? Și am așa. Eu? Da. Dogus. Xelo. Așa. Sifter. Da. Și Blitz. Eu Igălu. Xelo Polar. Lau Ancoro și a doua, mă, depinde, că ne schimbă pe cum am zis, gen, da. O hartă Ancoro, o hartă da. De rotație. Eu la fel, gen. Sifter să fie băiatul full support, că am văzut că face bine taia pe support. Și Blitz tot la fel, să fie al doilea băiat. Ancoră și pe niște hrăstul la fel, așa. Și bătânul coach. Interesant. Ia zi la ăla, la tine cum ar fi echipa? Păi, eu am zis mereu... Eu am zis că și dacă n-ar fi să fie eveniment, că mai aveam prostiile mele în cap și știu că e chiar la mișto, la Mihai sau la Axel, hai să ne facem echipa. Bă, din punctul meu de vedere, e un pic de vreme de discutat despre chestia asta. Adică trebuie să mai pliciți da, pe toate în afară, să mai prind experiență. Gen, vorbeam peste 5-6 ani, pentru că eu oricum am zis și e așa un feeling, în maxim 2 ani în român o să găsiți un major. În maxim bă, având în vedere că deja avem 2, n-ar fi exclus neapărat la câte proiecte de astea internaționale, adică dacă G2 are renunțat la full franchise sau internațional, mai un pic și Astralis se facă internațional, că parcă nu mai au jucători pe care să ia, dacă l-au luat pe device înapoi, e clar că e groasă și acolo, deci n-ar fi exclus la un moment dat. Eu am zis, un român tot asta știgă major în 2 ani, mi se pare imposibil. Bine, acum depinde, că dacă facem toți accident în mașină cu autocarul și ne pleacă mâine, ala că nu mai facem nimic. Ce se gândește? Dar, nu știu, sincer, mai ar fi eu, Mihai Guță. Așa? Am zis că asta, oricum. Mai am eu glume cu Mihai, că îi pleacă contractul în cună și facem corul România și ne băgăm la Real cu Sprout. Nu știu, sincer, ar fi și la mine Swifter sau Ciocarto, suport, că m-am jucat cu Dani și el făcea suport și gen, mi se pare așa calm și devotat.
Și al cincelea aici intervine problema că la mine mereu era între Blitz și Rene, frații Gligor. Uh-huh. Pentru că mi se par aceeași jucători, au același nume, același jucător, arată la fel. Da. Nu vezi diferența între Gligori. Ei. Da, Gligori, nu, au aceeași mustață, e perfect. Gen, aia ar fi, e ori gen noi trei am fi, orice ar fi eu, Guță și Mihai, uh-huh. Și ar fi ori Swift, orice Cardău sau Blitz, Rene. Și Big Coach, normal, am zis că copii nu le expun niciodată din echipa. Și acum, dacă își dă coach sau retire, îl luăm noi, analist, second coach. Am zis, în principiu, cam aceeași perspectivă, da, cam aceeași viziune. O să trecem acum la o parte, care este, o să fie un pic mai animată, zic, așa, în ideea în care o să trebuiască să răspundeți cu niște nume. Vreau să spuneți care credeți voi că este cel mai underrated jucător din România. Underrated, un jucător care, nu știu, știți cum sunt predicțiile alea la top, da, ca idee, oricum o să fac și un top 10 de jucători în România pe 2022, așa, cu câteva statistici așa, și de exemplu, dacă ar fi să dai o predicție, știi cum se dă la top la HLTV. Un jucător care, pe care simți așa că are potențial și încă nu și l-a dezvoltat suficient. Mai zicem, cum era Blitz acum ceva timp sau cum era, na. Mamă, dar nici m-am uitat în scenă așa. Mamă, nu știu, uite, dacă va juca voi. Swift, că eu l-am ales în echipa mea, Swift. Ok. Nu o să zic pe Swift, dar că mi-a la mine. Bă, n-ai voie să-l copiezi. Știu, păi de-aia nu bă, sincer, tot de la manta pe băiatul. Modo. Ah, l-am uitat, bă. Interesant. Am uitat, da. Bun, acum o altă întrebare. Vreau să-mi spuneți care considerați voi că este cel mai overrated jucător din România, dar nu vreau să ziceți neapărat un jucător care se joacă acum, poate și cel mai jucător care a fost de-a lungul timpului overrated, poate care nu se mai joacă, de exemplu. Nu zic. Păi, vrei să-mi iau bully? E cam aceeași idee cu el, sincer. Nu, eu nu m-am gândit la niciun jucător, dar gen, nu știu. Bă, poate nu se mai joacă acum, nu trebuie neapărat să se mai joace. Poate în trecut, nu știu, acum 3-4-5 ani. Nu știu, un jucător care ți-a plăcut overrated. Ia zi, după 1-6. Dani? Căpățână, am vorbit cu el și cu Sudan. Din ce mi-a povestit și Dani a zis că uneori era mai YOLO. Păi, dar overrated, nu YOLO. Păi overrated, da. Bă, Dani a avut un concurs foarte bun și a fost fix spre finalul jocului și lumea chiar își aduce aminte că ăla ar fi prime-ul, într-adevăr. Da. N-a fost ăla prime-ul, dar a avut un concurs senzațional la un știu, direct ăsta. Știu că Serie. Era ceva cu Fnatic, că știu că i-a spart și pe Fnatic. Bine, și eu... crede-mă, nu te atingeai atunci, da, adică era ceva... Bine, eu zic Dani că știu din ce glume făcea cu Sedan și Pătinscu și așa, adică din ce am înțeles pe acolo, Dani era un jucător bun, dar nu era atât de bun cât zicea lumea, știi? Și decât să-mi iau bully să zic un nume care încă e în scenă, mai bine tag drept. Bine, am înțeles. V-am întrebat de ce nu mai am dat. Așa, că n-am zis eu. Okay. La Onyx. La Onyx? Ok, ce mai vorit de jucător. Asta vreau să vă... Oricum, aveți azi, știți că formează o rubrică despre amândoi, abia aștept să văd acolo bully-ul. Ați zis că v-am întrebat de ce nu mai am dat de jucător. Ați zis de Modo și Swifter, amândoi oarecum. Vreau să întreb de cel mai up and coming jucător, dar aici cred că o să fie destul de greu, că voi ați dat niște jucători care se pare cum established în România. Dar nu știu, dacă vi se pare că ați văzut așa vreun push de ăsta, nu știu, poate un viitor la Onyx în România, dacă v-ați jucat, dacă bine, FNL. E destul de greu că poate... Cine? FNL. FNL? Interesant, m-am jucat cu el de curând. Și e tânăr și FNL, adică are... Nu știu câți ani are. Chiar n-am jucat. N-ai voie să copiezi. L-am bătut pe bătână la un concurs cu FNL. FNL, Robert, nu mai știu cine era. Erau băieți cu utilități, cu de-astea, vezi că nu era rău. Da, nu, m-am jucat Faceit, nu m-am jucat atât de mult, dar m-am jucat vreo 2-3 meci Faceit cu el și gen... I-a dat greu aici, mă, că nu poate să copieze, vezi? Perspectiva mea, da? De tânăr jucător, de Counter-Strike Global Offensive, o să zic în România că singurul jucător care are potențial, scuze că te copiezi, e FNL. Restul am zis pe fiecare live. Oricum am zis că eu am zis că eu nu cred că o să mai văd un jucător român de vârsta mea care să iasă așa, pentru că m-am jucat cu mulți de vârsta mea și, spre exemplu, eu mi-am dat seama că știi că bine înainte să juca Faceit și recruta și așa și vedeai. E, acum asta într-un fel face de ansă, că joacă cu mulți copii, știi? Și din ce am auzit și din ce văd pe Rivor, toți copiii de vârsta mea, toți wannabe pros, deci mă jur, și pe live-urile lor mă uit, sunt mai toxici decât mine. Și fac și mai multe, gen, nu se dedică, știi, gen, zic, bă, vreau să fiu pro, vreau să fiu pro, dar și când am avut ocazia, ori au fost ciocane, ori toxice. Bă, o să ajungem la o bucată în care, fix despre chestia asta o să vorbim. Dar eu mă simt bătân, că altul în afară de FNL nu vine cap, gen. Dar nici mie. Bă, mai sunt câțiva jucători pe care probabil, sau care n-ați apucat să vă jucați, am mai jucat și așa, fără să vreau pe la clan, vreun 3000 și ceva elo care avea 14-15 ani, dar nu-i știi, pentru că momentan... Scuze, am văzut un highlight. Cum n-avea... L-am pe Steam, îl cheamă The Doggy, ceva. Nu știu. Dar mi-a scris pe live, bă, și m-am uitat un highlight cu el. Bă, și gen, nu că îmi dădea gen vibe-uri de mine, dar gen era la fel, știi? Le trăgea. Cu rifle-ul le trăgea rush prin smoke-uri, prin flash-uri și mă uitam el pe live, făceam react, știi? Nu știu, are 15 ani, cred, ceva de genul.
dar nu știu exact cum îl cheamă, nu știu dacă ăla e numele lui, că dacă ăla e numele lui de Doggy, mi se pare amuzant să te joci la un an cu numele de Doggy. Da, mă, eu să știi, dar nu, eu personal nu l-am aprit despre cine vorbești, vreau totuși să vă, aici o să fie o rubrică mai interactivă și sper să fie și amuzant un pic, o să vă pun să alegeți un jucător, dintre doi jucători, vreau să alegeți dintre Aleplay și Zarkeni. Zarkeni. Aleplay, că nu-l supără Zarkeni. Nu fost Zarkeni, băiatul ăla care știi, dă cu pumnul monitor. Dar nu m-am jucat cu el. Zarkeni, cu Aleplay m-am jucat, pastrimul lui. Palace sau Neveu? Talaș. Palace. Zivu sau Simple? Simple. Zivu. Device sau Fallen? Device. Device. Bătână sau semințe? Bătână. Scuze, să mânță, dar zic bine. Regalii sau Lord? Regalii. Regalii. Ok. Vreau să spuneți, dintre toate echipele, dintre toate iterațiile de echipe în care ați jucat sau mixuri sau așa, care vi s-a părut cel mai puternic cu echipier pe care l-ați avut, adică sau pe care l-aveți în momentul de față? Stai, mai spun o dată. Ce mai, efectiv, cel mai strong jucător, dacă ai fost cu un echipă și ai zis, mamă, le trage ăsta, indiferent, nu contează cine e pe server, e în pușcă de omoară. Xelo. Ce mai puternic, poate să fie, uite, la o zic Xelo, poate, nu știu, putea să zică și din echipă, dar zic că Ster sau altcineva, dar efectiv cel mai puternic jucător, care, mamă, când te jucai cu el, simțeai că poate să câștigi oricând orice de el. Gen, nu în echipă neapărat, Facey sau ceva. Nu. Poate și pe Facey, na. Eu aș fi preferat din echipă, dar poți zici și de pe Facey, dacă ți-e pare că... Păi, un Simple, din că am jucat fă play cu el, dar dacă e din echipă așa... Mă, nu m-am mai jucat de mult cu Xelo și gen, n-am cum să... Gen, l-aș pune pe Xelo, gen. De ce nu l-aș pune? Dar sunt 50-50, că cel puțin în primele... Prima lună ce am văzut la... La Acor, n-am văzut la nimeni. Nici la Xelo, gen. Bă, îl vedea, se ascundea, îl bătea prin perete, nu te mint. În prima săptămână a dat 3 linii. Gen, și una dintre ele a fost la oficial. Gândește-te că era 1v2. Nuke pe B, bomb la B side. Au închis ea ușa, a tras prin ușa și i-a bătut pe amândoi. Gen, what? Te-ai explodat creierul un pic. Da, și gândește că a fost și flic, adică n-a fost gen la puțin așa atras. Gen, da, nu știu, are niște flicuri de-astea. Da, nu știu. Dacă ai să aleg un nu știu. Îl iau pe Xelo că să rămân. Ok. Cel mai toxic echipier cu care ai jucat vreodată? Chunky. Și dacă aveți și vreo poveste, dar nu să-l îngropați, adică doar așa, fan story. Nu trebuie să zic Chunky, toată lumea știe de ce Chunky. Sau? Să bate cot la cot cu White, de fapt. Da, o să zic ochiul bionic. Chunky. Ia nu s-a jucat așa mult cu Chunky, cred. Nu m-am jucat cu Chunky și nu vreau să zic Chunky. Și nici cu White nu te-ai jucat așa mult. Nu. Mă gândeam dacă să zic de român sau străin. Străin dacă ai zice tox. Dar nu, depinde ce te referi la tox. Nu știu, toxic cu noi sau da, toxic în echipă, cu... în echipă, nu așa în general, că da, așa ne-a spus... Nu știu orice jucător care e toxic România, nu? Nu, ce mai gen, toxic cu echipier pe care l-ai avut că așa? Că depinde, poate să fie toxic versus adversar, gen să zică mamă, uite-l pe ăsta ce face, în loc să dea info, să zică uite-l pe prostul ăsta ce face sau gen uite-l pe ăsta ce face, știi? Sau poate să fie toxic cu tine. Nu, toxic poate să fie și cu adversarii sau și cu tine, care ți-a părut. Cu adversarii rasti. Rasti? Da. Gen, da, partea cea mai bună la el, că de bă, dar de fiecare dată îți cerea scuze. După meci, adică bă, îmi cer scuze că îi înjuram pe ăștia în continuu. Dar tot la fel făcea de fiecare dată. Bă, într-un fel e bine că un conștientiza că da, e jurat pe aia. Bă, dar tot la fel făcea. Adică zic, bă, eu nu mai fac. Nu știu ce îmi pare eu, nu mai fac. Sau nu știu încerc să mă schimb, tot la fel. Dar tot la fel făcea, adică nu așa. Și cu noi n-am avut pe nimeni. N-am cum să zic că n-am avut pe nimeni. Care e echipa la care ți-ai dori să ajungi? Dacă n-ai risca efectiv nicio limită, dacă mâine ai putea să te duci să joci în orice echipă care, nu în line-up SF de ăsta, în orice echipă dacă ai putea să joci mâine, care echipa la care ți-ai dori, nu știu, mâine vrei să joci Face, Navi, Shabana, unde crezi că ar fi cel mai bine sau, dacă mâine ai putea să alegi orice echipă, zic, mâine okay. Poți să joci. Face, direct, Face. În locul cui? Rain. Ok, Youngblood. De ce în locul lui Rain? Nu știu. Dar nu ești pe pozițiile alea oricum. Nu, contează, îl iau pe alt. Vreau zice cu Gărga, să-mi vadă cum face cu ăla așa. Când dacă ar fi așa și eu, tot în locul lui Rain, că Rain are fix pozițiile mele. Și cred că diferă o singură poziție din absolut toate. Și... Da, dar... N-ai zice Face că nu-mi place tricoul lor. A zice...
Se poate schimba tricou. Mă gândeam așa cine are ținut cel mai șmecher tricou. G2? Bă, nu știu, au tricouri frumoase și tricouri mai așa, adică depinde de sezon, că unele sunt marfa, altele. Ah, nu, gata, știu ce a spus. Când, de exemplu, n-am văzut Heroic. Heroic? Da. Și de ce? De fiecare dată când am fost la un concurs cu ei, bă, ăia stau doar împreună. Și se joacă fotbal, se joacă tenis, se joacă orice sport, ies afară toți cinci, se duc și se plimb toți cinci. Gen, așa timp bonii la ei n-am văzut la nimeni, absolut la nimeni. De exemplu, am văzut echipe la masă la de dimineață și la prânz, care, na, mâncau singuri. Și eu nu am mâncat singur, dar am mers cu echiper. Ei, toți cinci de fiecare dată. Mă, plus coach, plus da, manager. Toți. Asta e entitate de când au plecat în țară până s-au întors. Da. Sunt gen, n-am văzut absolut la nimeni. I-am văzut pe Face singuri, i-am văzut pe Liquid singuri, i-am văzut pe toate echipele, i-am văzut singuri. Chiar și unul la masă. Tare. Uite, tot vorbeai de Rain și se potrivește vorbe cu următoarea întrebare și poate chiar asta să fie răspunsul. Care este jucătorul de la care ați văzut cele mai multe demo-uri? Bine, cred că mai mult e pentru tine, că la o pare că e la demo-uri pe TikTok, dar mă rog. Jucătorul de la care, per total, te-ai uitat la cele mai multe demo-uri? Electronic. Interesant. E vreun motiv pentru care ai făcut chestia asta? Îmi plăcea stilul lui și gen, dacă m-ai fi întrebat care ar fi idol, mă, eu nu merg pe varianta de idol, da? Uh-huh. Care îmi place mai mult, ar fi electronic, gen nu orice alt jucător, pentru că îmi place sau... Acum s-a schimbat pe Ghiru, nu mai joacă la fel, dar îmi plăcea stilul lui de joc, îmi plăcea că poate să fie și agresiv și pasiv și mid-ram poate să ia call-uri și de-astea și na, joacă pozițiile mele. Ezlo. Nico? Da. N-am și eu latura... E understandable tot ce face la un viață acum. Bă, cum te uiți tu... La demo-uri cu Nico când n-ai o poziție. Da, nu mă uit pe teron, nici atât nu mă uit la demo-uri pe CT. Nu le văd rostul. Nu mă apăvăr pas. Eu nici atât nu mă uit la demo-uri pe CT. Bun, zi-mi un demo cu Nico. Ce o hartă? Pe inferno, pe teron. Chica joacă banana. Eu oricum, gen Barry mi-a zis să mă uit la demo-uri numai late round. Ah, ok. What? Pentru că eu early round, gen, la mine e foarte ușor. Pur și simplu facem teoria și gen îmi zice Barry, bă, gen, fix așa mergi când am intrat în echipă. Tu nu ești jucătorul gen să... tocească sau așa, tu ești jucătorul care trebuie să inoveze chestii, știi? Gen, mai zic direct, pe Infernos, pe exemplu, pe second mid, acum am, cred că, nu-ți exagerez, cred că am vreo 14 default-uri diferite în care nici eu nu știu ce fac, dar le fac și cum am găsit. Adică dau oraș în second mid, pe ăsta la mid cu Polar, după mă duc boiler și fac pick pe timing, adică... Mă, e un fel de înțeles ce zici tu la layer time, pentru că, gen, mă, eu de obicei când mă uit la un demo, nu mă uit niciodată la layer time, mă uit la început, în ce call au avut și gen mid-round, gen. Yeah. Ce au făcut în funcție de ce s-a întâmplat, că niciodată nu o să meargă ca, gen, cum spui tu din bază. Da, normal. Și gen, late chestii. Round, acolo sunt... Depinde da, foarte dacă, mult de ce dacă mid round sunt multe situații, că poate să moară unul, dar apoi late round, că poate să fie 1v1, 2v1, toate situațiile posibile ever. Gen, na, din punctul meu de vedere, nu are rost să te uiți la late round, pentru că alea le faci din experiență, pur și simplu, absolut din experiență. Bă, mi se pare că e și greu un pic să copiezi zilei de la un 2, adică e bine uneori să faci niște chestii, dar în același timp nu știi nici ce info a avut aia, da, exact, ce știu exact, ce, adică sunt mai multe, sunt multe variabile când te uiți la un demo, da. Adică asta nu înțelege foarte multă lume din România și chiar e bine de că ai punctat chestia asta, că lumea se uită la demo-uri și văd, bă, a făcut asta, facem și noi asta. El a făcut asta pentru că poate adversarul a făcut, pentru că mare parte cam toată lumea joacă în funcție de ce se întâmplă și în funcție de ce poți să faci și tu, adică dacă ai full utilități poți să faci o chestie, dacă n-ai utilități trebuie și ești obligat să faci o chestie în funcție de informații și de utilități, adică sunt mai multe variabile și la un moment dat te gândești, mă rog, tu chestia s-o faci instant în cap, știi, te uiți, bam, gata, într-o secundă. Adică, uite, de exemplu, noi, adică putem, ne uităm la taia runul demo, dar de exemplu, dacă cineva vrea să uită din România la un demo și... e exclus să te uiți la tier 1 pentru că ea se joacă antistrat. Yep. Adică da, ea fac tot timpul, adică ei își fac boost în boiler pe Inferno sau ceva de genul și vrei să faci tu la fel și îl vezi pe cum mă CT care stă așa în boiler și te bate. De ce te-a bătut? Că ăia probabil au făcut antistrat și ăla nu e niciodată în boiler. Da. Ceva de genul. Dacă voi, nu știu, să învățați ceva, e cel mai bine să te uiți la tier 2, tier 3, că de obicei echipele astea și se joacă straturi și default-uri. Da, de la care e bine să pornești și da, să ajungi după să joci. Da, de exemplu, tier 1 nu ai nicio șansă, pentru că ea se joacă un default și antistrat. Și vine un strat din bază, nu știu, la 14-14, când nu mai ai idei sau știi. Da, adică în principiu rundele începă
avem, ori are polar, are al nostru spawn, facem funcție de spawn-ul la polar, ori stăm counter să nu facă la 2-3 picuri, încercăm să-i anulăm picurile pe care știm că le face, că am făcut teorie înainte de prag, adică pe principiu ăsta funcționează lucrurile. Vreau să întreb o chestie și aici, dacă puteți să faceți voi o repartizare între cât la asta contează, nu știu, a fi un jucător foarte bun, între, nu știu, muncă, talent, game sense, rutină și tot felul de chestii. Adică cât de mult contează, sau hai să o luăm așa, între muncă și talent, care, cam care e raportul? Mai ales și la început, în counter până la tier 2 talentul, dar după muncă, acolo, gen de la tier 2 încolo, acolo vezi care vrea cel mai mult, adică la care muncește cel mai mult, ajunge cel mai departe, dacă păcălești, de fapt, asta zice și Kenies, într-un interviu, de-aia a dat eșec pe final și n-a mai fost ce a fost, pentru că el toată viața lui s-a bazat pe talent. Da, asta e well known, el a fost foarte, el da. E un om care are o situație financiară și a avut-o tot timpul foarte înstăpăcoasă asta de azura, o viață extraordinară și na, a fost foarte talentat la începutul jocului, ceva ce n-a văzut lumea, dar dacă n-au început băieții să dea cu utilități în stânga și în dreapta, nu poți să-i fentezi la nesfârșit, da. Ca băieții oameni ori și se pun într-un gap, într-un... La început, după părerea mea, eu oricum asta am zis, mereu un counter, gen dacă ești la început, ai două opțiuni, să te joci facet ca ultimul animal, să te joci individual. Direct, kill-ul meu, turn-ul meu, team și echipa ta, nu te interesează ce auzi, numai dacă te joci cu primate. Și în rest numai să faci chestiile tale pe hartă și deathmatch. Că după părerea mea, dacă ești la început, gen eu, cum ar fi fost o de peste mult la demo-uri, mai ales așa prost cum eram, nu înțelegeam și făceam total greșit, știi, și era waste of time. Mai bine mă jucam deathmatch ca un spart și le rupeam țintele. Da, e important tot să te joci deathmatch, dar în același timp e important ca și ca în momentul în care trebuie să luăm demo, să înțelegi ce se întâmplă în demo-ul ăsta, dar e destul de greu ca young talent să înțelegi foarte mult din demo, cred că mai bine te-ai uitat un pic pe radar să te uiți la rotații decât să, sau la meciuri chiar să înțelegi, că mai zic unii comentatori, mai ales care sunt foști pro, mai analizează un pic, îți mai explică de ce fac unele chestii și atunci te ajută chestia asta. Dar e un pic dificil asta cu demo. Mihai, la tine cum ți se pare că e raportul ăsta? Eu spun că e, nu știu, 20% talent, 80% muncă și pasiune, că pasiune nu faci nimic, adică degeaba... Degeaba muncești dacă nu-ți place. Exact, adică e ca la orice job, practic. Și na, oricum, pasiunea ta e să fie că altfel nu te mai juca, adică deci, să fii înțeles. Și na, nu știu, de exemplu, na, eu zic mult mai multă muncă pentru că na, am început, cum am zis, de la Silver 2, adică e ca și cum am intrat și aveam global, după aia m-am jucat Faceit și am făcut în nu știu, într-o săptămână level 10 sau ceva genul, nu, am luat-o de jos, pas și... Da. Ce diferență e că m-am apucat, mi-a dat DMG și după pe Faceit m-a întrebat la început ce, cât de bine știi să joci și am zis că să joc bine, că știam să joc bine și m-am apucat direct level 7. Am trecut peste orice, da, și am jucat 5-6 meciuri level 10 direct. Doar că era perioada aia de la fiecare lună, știi, te oprea la 2000 elo și trebuia să joci 3 meciuri să le câștigi pe toate ca să dai iar 2000 să te bagi în master. Nu mai știu ce level am avut pe Faceit, dar... Așa era la început, era diferit un pic. Da, știu că tot așa mic eram, nu cred că am avut 2 sau 3 exemple, cred că... Am început de la global să mă joc pe AC probabil, dar tot, n-am avut 10, adică, na. Care a fost cea mai amuzantă întâmplare de la un LAN? Nu contează, România, în afară. Mă, asta am o să zic la partea cu LAN-ul, dar ai întrebat cea mai favorită finală sau ceva de genul. În finală, în Grecia, eram cu Nexus și celul n-am putut să vină și l-am luat pe... Erai și tu? În Grecia? Nu. Nu erai. Nu. Eram eu, B, Semințe... Raga? Sixe. Dar nu mai știu cine a fost Endinu. În locul Luxel. Raga, n-a putut să vină. Cred că Semințe a fost Endinu. Semințe, oare? Cred. Nu mai știu. Sixe sau Semințe, cred că a fost Endinu. Mă rog, și a fost în final. Bă, tot a fost bine, i-am bătut. Am fost și eu puțin de emo, că am fost supărat după finala, dar în timpul meciului din final am jucat cu niște israelieni. Cu Nerds, cu Sphinx, da. Echipa aia lor veche. Sphinx care nu era bună. Da. Și Nerds încă se joacă, da. Sixe. Anarchist parcă mai era, nu? Nu, Anarchist nu era. Morels și mai știu. Nu contează. Bă, noi pierdeam acolo, în continuu, că ne-au bătut 3-0, mi se pare, sau ne-au bătut rău de tot. Și Sixe nu mai ții minte la ce rundă, la ce scor, la ce hartă. Dar noi eram acolo supărat, ți-ai țipat un continuu după fiecare rundă, bine, bă, nu știu ce. Și Sixe, în loc să țipe și noi, niciunul dintre noi nu țipa, eram supărat, nu știu, parcă pierdeați finala orice se întâmplă, da. Exact. Și în loc să țip, că mai câștigăm și noi, în loc să țipăm sau să țipe Sixe în când câștigam noi, bă, câștigau aia rundă, țipau aia și l-au spus Sixe, bine, bă.
Gen... Nu știu dacă râdeam atunci sau realizam, dar mi se pare foarte amuzant când noi pierdem rând și zic să bine bă, bine bă, bine bă și făcea așa, așa cu mâna, știi? Ca și cum câștigați voi rând și conduceți așa în fanfară, știi? Era ca te sparge pâștea. Mi s-a părut super, super amuzant. Doamne. Ia zi la o funny moment, cea mai amuzantă întâmplare la Vrlan. Hai că se întâmplă bă, pe camera ta, hotel, pe bă, nu, deci am două, tot una cu succes. Și una cu flac. Deci încep cu... De fapt și cu Bliza, oricum. Deci încep cu slacks. Eram în Finlanda și eu am chestii despre războiul al doilea mondial. Și era un film despre primul război mondial cu germani. Da. Și ăla a fost la restaurant. Da, ăla era la restaurant și mânca. Și eu eram în camera de hotel și mă uitam la maxim pe telefon. Și vine ăla și începe ăla în germană, ei, știu, șaiză, nu știu ce, îl înjura pe ăla și s-a uitat ăla și a zis că, cu cine vorbești de mă înjura așa? A zis că, măi, nebunule, e un film. Și a zis, gen, să dau mai încet. S-a culcat și a zis că, bă, e deep sleeper. Am dat la maxim și s-a trezit direct când a pușcat o bombă și urla ăla, șaiză, nu știu ce. Și s-a uitat la mine și a zis, bro, gen, dă-i mai încet, ești nebun, cum înțelegea toți, știi, și dai seama ce. Te puneam în cadă direct să dormi în cadă dacă îmi făcea asta. Și cu, doamne, cu Stuxie și Blitz, eram la rel, când am venit la rel. Și eram, ne-am închirat un Airbnb și eram eu în cameră cu Blitz, cu Stuxie și vărul meu. Și eu stăteam în patul așa cu Blitz, vărul meu în patul mare. Și Stuxie a zis, gen mi-a zis înainte să vin la noi, la o făm un pat. Am pus o pătură pe covor. I-am pus-o pe una de aia de pietre, să doarmă pe ea. Și am tras, nici nu era un cearșaf, i-am lăsat cu perechi cu el. Și auzi ce mai ești seara, la U, mi-e cald. Și am zis, ce vrei să fac? Păi știu răcoare, am dat aerul condiționat la maxim și era de la silențios. Practic, la minim, că l-ai dat pe frig. Da, gen era frigul frigurilor. Da, 16 grade. Da. Și Sâxe săracu dormea fix sub aerul condiționat pe podea. Dimineața, asta face succes, să ține de spate și la aud, mamă, tu! Și în acea zi, Blitz, după ce am băut cafeaua și era să plecăm, am face Blitz, gen, îi zice succes la Blitz, ia, gen, aveam noi o vorbă cu Belzebub și Belfogor, nu știu de unde era, dar era Belzebub și Belfogor. Și îi zice ceva de genul Blitz la succes, îl fac pe Belzebub, nu știu ce, și am zis, ce Belzebub, ce nu știu ce. Și gen, noi eram la etajul 7 și știți cum îți balconul era gen afară, dar gen e o treaptă așa în sus, gen trebuie să zici că e o scară să te urci în balcon. Ok. Și era balconul și gen, mamă, într-un microfon, și era balustrada aia, dar era din beton, adică puteai să stai pe aia. Blitz sare din bucătărie de pe scară pe balcon la etajul 7 și ploua. Și se uita așa în jos în picioare și am făcut direct în fart, am picat acolo după scaune, zis, bă, retardatule, hai mă jos. Și uite-l pe Succe, Belzebub, Belzebub, ce rău. Și că a făcut asta și la bootcamp cu sound și că să nu mă speriu că asta face Blitz. E trademark-ul lui, e signature move-ul lui Blitz, e face pe Superman, sare un palustrat de acolo. Și Belfogor. Păi stai mă, că are tot sensul din lume, că Blitz a zis că a făcut parkour când era mic. Are tot sensul din lume. Păi da, dar nu la etajul 7 când ploua, adică a rămas prost. Și Succe normal, că seara, auzi, îl fac pe Belfogor. A stins luminile Blitz. A avut o sticlă de Sprite și a început să facă prin toată casa, mă urmărea prin toată casa. Doamne, iartă-mă. Bă, am râs un pic acum cu fanii momentele astea, dar vreau să întreb și care a fost cel mai greu moment din carieră, adică momentul ăla în care a zis, bă, parcă poate nu m-aș mai juca Counter sau sunt un pic mai mult disappointed. Când m-a bătut Spirit la major. Bă, nu pot să, adică, degeaba... La mine mereu a fost faza... Gen, vorbiți și cu Mihai, din păcate, pentru că e logic. Mai ales atarul nostru, gen, când se uită echipa la tine, primul lucru la care se uită sunt stațiile. Și ca un rifler, dacă după vremea, dacă ai sub 1.0 pe HLTV, nu o să uită nici dracul la tine. Și gen, era, știu că stână, știu că așa, numai că aveam mai în cap, că bă, am avut primul major prost. Gen, poate asta să-mi fie, gen am 4 drumuri și mi se închide un drum din cauza asta, știi? Și aveam chestia asta în cap și eram... Mai ales că atunci la major l-am avut probleme cu unul din echipă care avea probleme mentale, o luase razma și urla și spargea tot pe acolo și eram de ceva genul, de ce să mai am un joc genul? Na, nu mai are niciun rost. După am ajuns acasă, mi-am spart la Elisa Pence, m-am simțit bine și aia a fost, mi-a revenit după. Dar așa,
numai la major m-am simțit prost, că am avut gen bad event, că na, e majorul. Te simți prost dacă ai un turneu prost, oricât de primul tău event e tot așa, gen ajungi, joci prost, mă, fac. Un pic mai. Eu nu pot să zic că am zis că nu mă joc Counter, că nu aș minți, dar bă, cel mai urât, jucat, așa, cel mai urât a fost Dignitas Rămărâi în București, când am ieșit 0-3. Hard moment, și eu m-am uitat atunci. Și gen pe ultima hartă, s-a cred că mi-a dat viața și tot n-am câștigat. Gen măcar o hartă, n-am câștigat o hartă din 4. Da, dar uite, vezi, de acolo poate ajuns după la Major, adică la modul tuturor spre mine, dar da, acolo oricum s-a văzut foarte mult lipsa de experiență la, a fost, la voi. Era primul vostru LAN împreună, nu? A fost, și veni și după pandemie. A fost primul nostru LAN, după, gen, venit după pandemie, dar primul nostru LAN în un an jumate, ceva de genul, adică mi se pare enorm de mult că n-am fost. Dar n-aveți unde să vă jucați atunci, că erau toate, tot se ține online. Erau niște concursi, gen puteam. Doar că aveam și mentalitatea asta atunci, ceea ce a fost foarte greșit, gen să ne păstrăm pentru niște concursuri, știi? Că acum suntem, bă, ne jucăm la absolut tot ce se poate, adică primim invite, nu mai refuzăm. Înainte refuzam, ceea ce mi s-a părut o prostie, eu nu eram de acord, dar așa a avut managementul nostru. Și da, nu știu, a fost horror. Da, a fost dureros, de adică, seama, mai ales că era și la în România, e grea acasă. Vai, și... vai, cum a, gen... Eu n-am simțit presionat că gen, na, mă joc în România și la Rămărâi și așa, doar că după ce am pierdut, n-am putut, am murit, pur și simplu. Da, îmi pare am fix murit în plâns, adică Ash, nota 10 pentru Ash e cel mai bun coach, super moral și ce de, cred că e psiholog dacă se poate face, e, nu știu, numărul 10. Voiam să mă întreb de legat de, uite că tot vorbeai de rumorul ăsta care a fost în România, dacă consider, nu știu, că te-a tras în jos faptul că ești din România, adică consider că, nu știu, dacă erai din Danemarca, poate erai mai departe sau în altă parte. Nu știu dacă era mai departe, dar da, te tragi în jos că ești nu neapărat din România, din Balcani, că și bulgarii sunt la fel și albanezii sunt la fel și Bosnia și Serbia și morți. Nu, și Serbia, că în afară de Nico Hunter nu e nimeni. Și Nexa. Nu este nimeni. Am mai știut Madden. Păi da, e unul. Na. Din toată Macedonia. Asta v-am să întreb, uite, că v-am să întreb, următoarea întrebare era fix de chestia asta. Care e diferența de mentalitate dintre jucătorii români și jucătorii... Hai să nu zic, adică, mă rog, cred că cel mai bine dintre jucătorii balcanici, cu oarecum mentalitatea e cam aceeași în Balcani, da. Versus nordici, să zicem. Că nordici sunt mai mulți, ca așa, dacă ne ducem spre Italia, Spania, încolo... Între nordici și că voi vă jucați, n-am da, din ce am auzit eu și din așa, de exemplu, suedezii sunt mai rău ca noi. Uh-huh. Adică sunt toxici, se înjură în continuu, nu se suportă. Dar dacă sunt într-o echipă, de exemplu, majoritatea, poate și balcanii, unii balcani sunt la fel, dar românii nu sunt așa. Nu acceptă critică, absolut deloc. Adică eu, de exemplu, dacă eram într-o echipă românească și la o echipă română și, mă, poate nu se întâmpla, și spuneam, băi, ești nu bro sau îi spuneam whatever, orice că a greșit, zic, bun, îi spun asta nu că vreau să-l fac bun, poate n-am zis eu bine că i-am zis că e nu bro, da, e reproșat la oriunde, îi spun asta, indiferent că e în timpul meciului, că e după meci, dar e mai bine să fie după meci din punctul meu de vedere, gen, că, cum să zic eu, bă, eu vreau să câștig în primul rând și să joci tu mai bine, că eu nu vreau să joci tu mai prost ca să pierd, ce rost are, adică, na, și gen, asta e diferența, că, de exemplu, uite, eu zic că nu mi-a convenit ce ți-ai făcut, dar și ăla să vină înapoi, nu să zic, să dea din cap, da, da, e ca tine, că, nu, că poate nu e ca el, da. Să zică și, băi, uite, eu am făcut aia că s-a întâmplat asta, și poate că ai un coach sau al treilea jucător, să zică, bă, poate nici ca tine, nici ca tine, poate e la mijloc ceva, și așa să vorbiți și să, na. Deci cumva în România există, dacă e reproșat unui jucător, ăla zice, bă, stai așa, că nu știu ce, sau tace exact, și se supără. Exact, adică nu există comunicarea asta, bă, stai că eu am făcut asta ca așa, sau eu am făcut asta, sau uite, data viitoare o să încerc să fac asta. Exact. Adică nu există comunicarea asta de la care să, nu știu, să plece și rezolvarea. Sunt la multe echipe din România și la, cred că toate echipele din România, e problema asta care, poate, uite, unul vrea să încerce să vorbească asta, dar celălalt nu dă feedback, adică
pus, da, nu-i feedback. Și... sau dacă ăla dă feedback sau ceva, se supără sau nu știu ce, poate ăia care ascultă, că e imposibil să fie doar ei doi, ăia care ascultă, zic, sunt așa, sunt mulți, nu zic nimic. Și toată lumea trebuie să zică câte ceva părerea lui ca să fiți toți cinci în aceeași chestie. Și să nu ia foarte personal, exact, adică da. Sfatul până la urmă, adică dacă zice un jucător că ai greșit într-o situație, înseamnă că el poate vede altfel situația aia și zice, bă, uite, am făcut asta ca așa, dar în același timp și tu dacă faci o chestie, nu-ți dai seama de ce faci o chestie, te întrebă de ce am făcut asta. Da, păi, pot să dau un exemplu gen ce mi s-a întâmplat mie în primele 3 săptămâni cu Camil, știu. Păi să mă arăgeam că nu mă certam, dar mă contraziceam cu el în continuu. Eu aveam ideea mea cum vreau să mă joc, el avea ideea lui cum vrea să se joace. Și gen, până ne-a pus la un moment dat, ne-a luat eși pe amândoi de mână, ne-a pus în dormitorul lui și, bă, și ne-a pus unul fata la față să vorbim. Bă, ție ce nu-ți convine, bă, ție ce nu-ți convine. Și după aia eși a spus părerea lui și gen, am lăsat eu de la mine, a lăsat eu de la el și suntem 50-50 și a mers. Gen, ne-am calificat la major. Da, dar uite, poate dacă nu se întâmpla chestia asta, exact, ajungea da. Să vă certați, să vă tatunați exact. În continuu, tu trăiai cu poate o frustrare că, bă, uite, de ce vrea să facă ăsta, în același timp el, că, până la urmă, nu există mod corect de a juca cantru. Normal. Adică există, nu poți să faci mai căcaturi și să te aștepți să meargă, dar în același timp există mai multe feluri, poți să abordezi, nu știu, mai pasiv, mai set strat, mai loose, mai, adică poți să ai mai multe stiluri de a vorbi, mai ales că și ești și game leader. Adică, da. Clar, depinde foarte mult de el, dar uite, chestia asta din punctul meu de vedere nu există în România. Nu e. Și exact, e următoarea întrebare pe care vreau să vă pun, e de ce n-au făcut nici echipa din România performanță? Și se leagă exact de chestia asta. Știu eu de ce. De ce? Pentru că fiecare român se urăște între el. Pentru că am trecut prin multe echipe și cred că și... Dar eu cred că am trecut prin multe echipe românești decât tine, că, nu? Că m-am jucat cu... Da, oarecum tu mi-ai te-ai jucat cu un cer mai restrâns de jucător, să zic. Și eu m-am jucat cu foarte mult și pot să zic, eu mereu am zis, de aia după vremea Nexus să fie singura organizație, pentru că, bă, că și a Nexus 8, că nu știu ce, Nexus mereu jonglau jucătorii care, bă, făceau performanță și știau că nu e niciun risc. Pentru că One Tap, dacă tu pui niște ex-jucători din One Tap cu niște ex-jucători din Game Agent, să zic că o să moară în 3. Pentru că am auzit discuțiile, adică românii nu se suportă în 3, pentru că e banterul ăla care l-ai când ești unul contra altul. Și cum a zis ce am cădată pe Teamspeak, pentru că nu-l suportă pe X și pe Y și așa, și nu-ți joacă niciodată cu el, așa e și ăla cu altul și așa e în continuu, știi? Și tu nu știi lucrul ăsta când iei pe 2 în echipă și după te trezești că unul dă abandon la proiect. Dacă să moară în 3 și trebuie să dea asta inclusiv la succes, adică la fel. Și asta e faza, de aia România nu o să facă performanță până cum ar fi să zici că în 3-4 ani e să vin eu cu Mihai și cu Xelu și cu încă doi români să zici că ne facem o echipă, știi? Pentru că asta e singura șansă ca România să facă ceva, o echipă gen în top. Eu zic că potențial e, doar că ce ne lipsește nouă în România e un coach. Gen, poate 1, 2, 3 coach și, na, de exemplu, eu i-am propus lui Sedan acum un an jumate, ceva de genul. I-am zis, bă, de ce nu vrei să încerci coach la Nexus? Că gen, nu-ți trebuie experiența de... Nu-ți trebuie knowledge-ul. Exact. Că ăla îl înveți, de la jucător, plus că el știe bazele. Gen, el are gen, knowledge-ul de LAN-ul, că a jucat la 1-6. Are de team bonding, are de, nu știu, de situații, de moral. Gen, ar putea să încerce, adică eu și acum nu înțeleg, bă, de ce nu încearcă. Adică... Și mi se pare amuzant, am spus asta pe stream și mi se pare ireal și e trist. Dar în același timp, chiar e trist. Mie mi se pare că în momentul de față Sedan, m-am jucat și mă joc constant cu el, că când ne jucăm pe stream, mi se pare că Sedan vorbește și anunță mai bine decât 99% din jucătorii din România. Da, și nu s-a mai jucat Counter din 2012. S-a jucat se joacă de 2 ani. Da, pentru că sunt aceleași obiceiuri. Sunt aceleași obiceiuri. Nu s-a mai jucat, da. Sunt aceleași obiceiuri și de asta zic că el ar fi, nu știu, cred că dacă mâine începe, într-o săptămână o să fie cel mai bun coach din România. Și gen... Mor, nu avem noi coach în România, dar vorba vine, adică poate să fie mai bun ca, nu știu, toată lumea, adică, pentru că are experiență în spate și asta îl ajută, dar nu neapărat să dăm, tot multă nu poate să se apucă de coaching, nu neapărat să te joci cantă, adică e la fel de important ca jucătorul, adică eu așa văd, dacă ai un coach bun, poți să ajungi departe. Ne rezolvă multe probleme cu. Păi da, dar e fata, gen, la ce echipă ai aduce coachul în afară de Nexus? Sunt echipe, gen și Wanda, la fel. Păi da, dar nu știu, prea mea, ți-am zis, nu știu, jucătorii mă mi se par foarte pretențioși, când vine vorba de coach, mai ales, din propria experiență, adică eu când eram la vechile echipe... Dar cred că tot de la ce zi, Mihai, de la neacceptarea asta de critică pleacă, mă jur, și când neacceptarea coachului, pentru că dacă accepti critica, automat accepti un coach, tu practic eviți un coach, tocmai să nu spună că greșești în ideea în care să nu te consideri cu echipieri într-un fel, dar totul mai greșește, nu joacă perfect. Să zic o poveste cu Berry?
că primele două luni am intrat în echipă, după fiecare prag și meci, m-a luat pe hartă nicio, din câte greșeli am făcut. La un moment dat am crezut că faci doar greșeli. Am crezut că sunt nebun, am crezut că bă, nu se poate, dar uite că gen, asta îmi place la Barry, gen, zice cât ești de prost, dar după zice gen și de ce nu ești prost. Păi da mă, așa funcționează un coach, te ia și te zice, uite, ai făcut aia, și poate tu îi spui, bă, uite, am făcut aia pentru că asta. Gen, mm-hmm. Poate coachul ăla nu are dreptate și gen, poate ai făcut tu pentru că ai înțeles ceva, dar gen, el îți spune opinia lui, tu îți spui opinia ta de ce ai făcut aia, poate ai făcut-o că ai făcut-o prostie și n-ai ce să zici, tai din gură și zici da, dar poate ai făcut ceva ce în capul tău era bine și îi spui și gen, tot așa, tot gen, sunteți de comun acord, pur și simplu, adică e, mi se pare banal de ce nu avem coach în România, mi se pare așa, gen, mă jur, fiecare de s-a jucat counter și, și tu, gen, exact la fel, gen, dacă aveți mentalitatea aia de a jucat, puteți să fie toată lumea coach. Gen, cine a jucat și cine da, și da, pentru că mai departe de tot ce poți să înveți o echipă, poți să, adică la modul tu ca coach e foarte ușor să faci, știi să faci antistat, da, că normal, îți dai seama adică, peste pe radar, știi exact. Ce fac echipele, știi să înveți utilități noi, că te uiți la demo-uri și adică le-ai notat, le-ai învățat. Trebuie adică, doar să ai inspirație, atât. Adică, da. Asta trebuie inspirație să inspirație și în același timp să fii și un pic psiholog bun. Da, pentru că, da, să trebuie să echipa. Dar vezi că sunt o groază mulți coach care nu fac treaba asta. Ei fac doar antistratul. Un fel de analist, să zic. Exact, mult, da. Fac antistratul cât de cât și gen zic, haide mă, bravo, hai, bravo. Da. Asta nu e coaching, exact. Să fim serioși, adică trebuie să, na. Să te implici activ, să notezi exact. Chestii. Să... Uite, legat de chestia asta de transmis și de așa, cum zicea cu Barry Lulau că face foarte multe greșeli. Uite, cât am fost plecat în America, mi s-a părut foarte tare o chestie, dar în același timp, na, poate să fie bună sau poate să nu fie bună, modul în care ți se dădea feedback-ul pe ce da, făceai. Mi se pare că la noi ți se dă feedback-ul ai făcut greșit asta, ai făcut greșit asta și asta, dar și asta și asta, dar e ok. La americani mi se pare că e ceva de genul ai făcut bine asta, 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 asta și după care o bagă pe aia. But make sure, și după care but make sure și ți-o bagă pe aia. Adică la da, momentul da. Te face să te simți un pic bine să realizezi că bă, nu ești ultimul gunoi de om și că n-ai făcut numai chestii. Adică zice, uite, ai făcut lucrurile astea, uite, ai spart pe ăștia, ai spart pe ăștia, ai spart pe ăștia, ai greșit în situațiile astea. Așa da. Este, așa faci. Da, gen. Asta mi se pare extraordinar. Da, e gen. Mi se pare adică bine, poți să dai și invers, că vezi, domne, dacă se întâmplă chestia asta, crezi jucători care poate nu sunt la fel de puternici mental, că nu, dar din punctul meu de vedere cam așa trebuie să arate lucrurile, adică da, îi spui 3-4 lucruri bune să înțeleagă jucătorul ăla că bă, el e un plus valoare în echipa respectivă, dar în același timp îi spui, bă, uite, dai greșit și în situația asta, ai nevoie și din situația asta să fii mai bun. Da, de exemplu, așa ne-a spus și ești la mai fiecare ședință când am avut probleme, gen, bun, o spui, a greșit, poate ai dreptate, dar depinde și cum o spui. Că dacă o spui, bă, nu știu ce, nu mi-a plăcut cum ai jucat, joacă și tu acolo data viitoare. Nu e bine, dar dacă îi spui, dacă îi spui, bă, că vezi că mai bine joci acolo, că așa te pot ajuta și eu, așa mă poți ajuta și tu, ne putem dubla, gen chestii de astea care, na, să vă ajute pe amândoi. E mai ok să-i zici așa și gen, na, gen, pur și simplu, e, depinde cum o spui. Da, e super important să existe comunicare, ceea ce, na, din păcate la noi în România nu există așa de... Există comunicare, dar eu mai mult, mie mi se pare că la noi se vorbește mai mult outside of the game da. Și e tot e fun și caterincă și nu știu ce, dacă e vorba de situații în joc, hai să ne jucăm și vedem ce o să fie. Și da. După ce da. O să fie apar niște greșeli, greșelile rămân acolo, se adună, la un moment dat ce vă dăm afară pe ăsta să facem greșeli. Dar în același timp, de ce nu încercăm să învățăm jucători? Pentru că sunt mulți jucători cu potențial în România, dar trebuie să învățăm. Bine, în același timp sunt și foarte puțini jucători care mult de față da. Poate să învețe corect anumiti jucători, pentru că Asta e și problema, că gen, nu e mult nume care să zică, că și eu, de exemplu, nu știam chestiile pe care le știu acum la Nexus, le-am învățat tot la Gamer Legion sau când a venit Ace și mi-a spus, uite, de ce face aia, așa, 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 sau mi-a zis și până și Rusty, gen, care, na, nu era cel mai bun IGL pentru că nu era IGL și era, nu știu, un fel de la un și l-a pus IGL pentru că aveam nevoie de un IGL. Și avea și experiență, că mai avea exact, niște trimecuri în spate, niște de-astea, da. Na, înveți de acolo, de la fiecare și na, realizezi la un moment dat că unele chestii chiar n-ai rost să le zici, indiferent. Nu știu, de exemplu, ce am văzut se întâmplă și la Nexus, se întâmplau și la mine, gen, înainte. Sunt, nu știu, de exemplu, nu știu, să dau o situație așa banală, Mirage, Junglă, Connect, eu sunt Connector, ăla din Junglă a plecat, n-a spus nimic. Gen, cu toate că zice, trebuie să zică, bă, am lăsat jungla, da, păi așa au făcut boost, am murit și eu zic, nu știu,
bă, ce ai făcut, mă, n-ai zis nimic. A greșit și ăla când a spus că a plecat. Da. Dar nici ăsta nu poate să zică, bă, ce ai făcut, de ce ai plecat. Nu poți să zici în timpul jocului așa ceva, pentru că îl tiltezi. Dacă ăla se tiltează, după aia ești tu tiltat, că deja ești tiltat, că nu știu ce. Și deja se duce dracu tot jocul din cauza la o rondă. De asta unele chestii trebuie să le ții pentru tine, pentru la finalul jocului. Da, să te aduce aminte situația respectivă, da. Să uite, în situația aia, zim că te-ai rotit, da. Ca să fiu și exact, de faptul că poate să-mi vină flanc, să știu să-mi calculez și o timing-urile exact. Mele, pentru că atunci... Sau cum am mai pățit cu... era... Era... Da. Era, nu știu, la... Se întâmpla în fiecare zi. Mă lăsa, era cel mai simplu, pe exemplu, e Power Bus. El ținea midul de la sandwich de acolo și eram un under. Nu știu, mă uit în under și după aia mă uit, trag un ochi în stânga sus pe radar, am layer inside. Și după aia au laud mid is open. Mulțumesc șefule și doar era deja acolo în spatele meu și mă măra. Adică, nu vrei zici înainte? E bine să zici instant când pleci, nu după 3 ani. Da. Vreau să întreb dacă, de fapt să vă întreb amândoi, dacă consider, uite, eu cel puțin în momentul de față ca să crezi nivelul orice echipe din România și facem felul următor, să zicem că jucătorii din România calcula la ce informația am eu așa în momentul de față, average salariu se învârte între 200 și 400 de euro în România, da, la 3, la 4-5 echipe sau se învârtea anul ăsta, că multe echipe și-au dat disbanda, eu aș lua toți banii ăștia de la salarii, n-aș accepta salariul 3 luni de zile, te descurci până la urmă, nu e atât de rău, că majoritatea sunt tineri, stau cu părinții, te descurci cumva să stai cu părinții, poate te mai ajută și poate mai câștigi un concurs, mai faci un ban, de aia aș lua toți banii aia, de exemplu să zicem că strângi, nu știu, la echipă care are 300 de euro salariu, strângi de la 5 jucători 1500 pe care na, eu economisești organizația, aș lua un coach de banii aia 3 luni de zile și să încerci să înveți cât de mult se poate de la coachul ăla, pentru că de acolo poți să, nu mă refer la un coach care să-ți fure banii, da, iei trial de o săptămână, vezi dacă te învață ceva și după care să-l plătești 3 luni și dacă nu-ți mai permiți, nu mai plătești, că na, dar măcar vezi ceva. Dar aici nu sunt de acord, pentru că, bun, dacă vorbesc cu unii în engleză, da, sunt de acord. Dacă faceți practic și vorbesc toți în română, sunt de acord să înțeleagă și ala ceva. Da. Dar dacă sunt 5 români care vorbesc în română și ăla e coach, e coach degeaba, adică la practic nu ajută cu nimic. Da, el te bagă pe server, te învață chestia aia, dar mi se pare foarte greu să vină un coach să zică ce ai spus aici. Să te ia, să zice că face stream și după aia să uite la meciurile pe care le-a jucat la practic, să zică ce ai zis aici. E mult mai ușor să, dacă vorbeai în engleză, să zică, bă, uite, ai făcut aia greșit pentru că nu știu ce bla bla. Bă, să știi că cumva, uite, de un Lexus cu un coach străin lucrează, știi, și mi se pare că știu. Ne registrează meciurile și e într-adevăr mai dificil, dar în același timp, decât să stai să, adică la modul de ce zic, eu, practic e un fel de, e un pic liftul dacă faci chestia asta, că te învață la totuși niște chestii, într-adevăr, nu te învață chestii poate mid-game, el îți vede niște greșeli, tu poate ai niște scuze că s-au făcut greșelile alea, dar în același timp, decât să te blochezi în ceea ce tu nu știi teoretic, mai bine înveți la cea în care știi. Faza e că nici nu avem coach român ca să ții români și trebuie să ții string când ai ce face. Asta mă refer ca să-ți crească strict nivelul, că așa la același nivel ai jucători. Eu și încă merg pe asta că, cel puțin așa mi se pare, că tu dacă ești line-up de român și vorbești în română și ai coach train, e degeaba. Adică, bun, poate e 50% din potențialul lui, dar nu e 100%. Și degeaba-l mai ai, degeaba-l plătești. Asta e punctul meu de vedere, adică. Bun, dacă îți permiți și vrei să iei un coach train, nu cred că toată lumea care joacă counter acum nu știe să vorbească engleză de joc. Nu trebuie să știi engleză să vorbești fluent. Da, trebuie să știi engleza de joc. Da, și engleza de joc, engleza de joc e cea mai ușoară ever. Da, adică engleza de joc e 90% poziții. Da, și mai ai 3 verbe pe care trebuie să le spui. Can you... ce mai e? Ai smoke, ai flash, ai molotov sau ai molly, adică la modul e foarte ușor de comunicat în engleză, nu e atât de complicat. Ideea e să înțelegi cumva, să reușești să treci peste când se vorbește un pic mai mult. Hai să trecem la o parte de asta mai despre voi doi, că sunt foarte curios. Deci o să încep prima dată mie, vreau să-mi spui 3 calități și 3 defecte de la Lau. De la Lau? Vai! Asta e zona de bully. Păi stai că am defecte de nu știu câte și calități. Punem burtieră cu bully time. Că calitățile le pun aici. Nu, glumesc. Păi nu, 3 cu 3. 3 și 3, nu? 3 cu 3, da. Calități. E talentat de-l dracu. Lately am văzut că nu se mai tiltează cum se tilta înainte, adică de exemplu dacă are, nu știu, un meci mai prost la început, deci mai half, 14 și mai revine, cât de cât, nu mai e, mai face hi-hi-ha-ha, gen nu mai e full emo, nu mai, gen mă uitam, nu mai știu, acum 6-7 luni,
când abia s-a dus la șpară, s-a dus la cum o să mă răjână, am făcut, avea 3 cu 12, ceva, deci nu câștiga și era așa. Bă, mă, spartăiam. Adică, bă, nu, ce contează, ești, ești full emo, dacă n-ai statul, dă-le, dacă dă statul, până la mă să câștigi, contează. Așa, și, mă, mai trebuie una. Păi, dacă am zis talent, deja le-are pe tot. A, poate să se adapteze la anumite situații, foarte bine, gen, e... Cum să zice? Răspunde rapid cum a venit la anumite situații. Da, exact, adică nu e, că, nu e robot, stai că, nu da. E robot. Dacă ei zici că faci schema T și tu trebuie să faci aia, dacă s-a întâmplat ceva greșit, gen, își dă seama că trebuie schimbat. Da, asta oarecum trebuie să le ai, e greu să deprinzi chestiile astea, adică da. Ori le deprinzi prin foarte multă muncă, dar atunci oricum trebuie să știi toate outcome-urile, să le calculezi după așa, ori e, pur și simplu îți vine instinctiv, bă, cred că trebuie să fac asta, dar nici măcar nu gândești asta, o faci instinctiv. E on the fly. Da. Și acum defectele, dacă poți. Na. Așa. Nu e serios. Bă, s-a mai zis pe podcast. Nu e serios. Poate acum e mai serios, că n-are cum să nu fie mai serios, dar înainte nu era serios. Și gen, prin asta mă refer că ce a explicat el că a făcut sau ce prostie a făcut. Da. Neatent. Și încă e la pracuri, din ce a spus el. Și na, pot să pun tot pe asta că era emo, dar asta e dinainte, că acum nu mai e așa. Că era emo după când ai fragul și... Multă lume are asta și eu am avut asta și eu încă mai am asta. Dar, na, dacă ai un best of 3 și ai o hartă proastă, trebuie să-ți dai reset cumva. N-ai cum. Trebuie să fie un best of 3 prost, poate să fie doar o hartă. Exact. Se întâmplă, e o variație de mișcări. Poate să fie doar un half prost sau ceva de genul. Adică, acum la echipele mai mici, nu există antistratul. Dar, de exemplu, dacă unul ți-a făcut antistratul și sunt 3 mereu la acolo, ce dacă să le faci? N-ai ce să le faci. Și ai half-ul 1 cu 200. Dar se întâmplă, poți să ai echipe versus care joci care să fie concentrate să-ți facă ție anti, dacă realizează, bă, uite, ăsta are o poziție importantă, îi facem nouă stanță. Și acum mi-aduc aminte, am jucat versus, nu mai țin minte echipa. Era o echipă și după ce am jucat și mi-au spus un jucător de acolo că planul, era la Gamer Legion, planul lor era să mă taie pe mine. Trimite-o trei băieți la mine să mă moare și după aia câștigă o rândă. Asta era game planul lor, bă, să mă moare pe mine. Și nici măcar, adică, nici măcar nu e vrăjeală că se întâmplă chestia asta. Adică am rămas. Okay. De obicei e la sniper, de obicei îți faci anti să omor sniperul, câștigă. Gen, și când lumea îți face, vin câte 5 oameni la tine, bă, omori unul, da. Poate omori unul, doi sau poate nu omori niciunul, pentru că n-ai un meci mai bun, dar na. Așa am putut și eu la face, cum a... Bine, eu la face, numai că faza a fost că, da, Barry, cum se știe, cu toți danezii, să mai vorbesc. Și am picat contra Device, Buzz, DJ Skullfuck și încă doi danezi de ăștia. Chrono și încă unul, cred că era Stav. Și mi-a arătat Barry ce a scris la match, ce a scris la gen, eu am vorbit cu, adică nu suntem prieteni, dar gen, ne avem și păstim și vorbim și mai întreb și mai, ne mai jucăm face. Ce a scris că e Barry la Device? Go be every round pe Vertigo. Bă, veneau câte patru cu flash-uri și utilități și mă omorau un pumn. Și dai seama că am turbat la un moment, dacă era nu știu, nebățit. Bă, 11-4 și aveam gen pe Vertigo, pe harte, am făcut cred că aveam, nu știu, aveam 3 cu 12, ceva de genul. Efectiv, veneau 4, Device veneau cu polarul să urca singur pe scări, mă ținea pe default, îmi dădeau money în stânga, pe toată partea stângă, smoke-ul pe dreapta, 4 flash-uri. Muream instant. Și da, la un moment dat n-am mai putut și am scris direct cu cel, am scris la bază la camera ta și am zis why you do this in face it and you don't do this in prax. Ma. Și îți dai seama că a început să râde și mi-a scris gen Device, dar cu face acea zis Barry și a început să râde și a zis că așa se creează playerii. Vezi? Frumos. Ia zi la o, zi-mi și mie. Trei calități de la Mihai primată. Începem cu părțile bune, nu că asta am vorbit. La Mihai cred că cea mai bună calitate care nu are multă lume e că gen muncește foarte mult, știi? Gen, și dacă nu-i convine, tot muncește. Adică dacă ești să facă ceva, gen nu o să-l auzi să zic, gen cum ești eu, să zic, da, hai că fac, dar stai că am treabă, știi? Și eu de fapt mă duc să fac un semi și să mă culc, ceva gen. Gen da, pe principiu nu te joci counter doar când ai chef. Da, gen Mihai e foarte hard working și gen și outside prac, gen juca FPL când hub-ul era cu oameni normali, nu cu animale, deci era acolo, știi? Era devotat și încă e devotat să facă, deci asta mi se pare că are toate bună. Băi, foarte calm. Cam mai este el că duc cu pumnul. Dacă e să faci o comparație, gen așa, el dă cu pumnul odată în meci, odată de vreo 14 ori. Adică e foarte calm și asta mi se pare. Și la LAN. N-am mai dat cu pumnul din
Nu mai știu, dar de mult timp. Da. Dar gen, se mai întâmplă să dau. A, ba nu, mint, oi, am dat cu un meci cu... cu Masonic? E, bastard. Nu mai știu, Masonic sau echipa motor, mai știu cu cine am jucat, pe Mirage. Că 4 runde la rând, să mă rog, gen, l-am lăsat, i-am dat cu M4-ul ăsta, 4, 94, 5. Mama, am zis că spar ceva. Și-am dat cu punul masă și Vix, runda motor, am bătut 4, cumva. Mă rog, nu m-a auzit nimeni, că am pus tot. Da. Băi, e foarte hardworking, ai zis, da? E calm în orice situație aproape. Două. Bă, 3 nu o să zic că ești talentat, că deja... Avea așa câte zonă la treia. Că nu vreau să zic talentat, bă, că bă, dacă zic, gen, așa sunt și eu și gen... Bă, dacă mă întrebi să spun 3 chestii, bă, poți să-mi spui să spun 3 băuturi. Asta mă gândesc că nu vin în cap, știi? Nu, nu e niciun fel de problemă sau de presiune. Încerc să mă gândesc așa, gen, că nu bă, poți să zici și talentat, adică nu e ca și cum... Gen, e... nu știu. Nu e ca și cum e Mihai aici, are 20.000 de ore. Bă, se pare foarte... nu știu, adică eu dacă m-aș juca cu el în echipă, acum ar fi ok. Dar cred că dacă m-aș fi jucat cu Alex, de fapt toți au zis asta, dacă m-aș fi jucat cu el la Nexus, după prima lună m-a aruncat, îmi dădea și 2 pumni în cap. Gen, mi se pare așa ruthless, mi se pare așa, gen, e, nu poți să-l miști, adică e gen, e focusat pe golul lui, e gen, și dacă mi se pare că ți-l ai pe munca mea în echipă, gen, e ca și, ai avea un pilon de susținere, știi? Gen, da. De-aia și cred că au continuat game-ul, gen, că el pe lângă că e foarte bun, e pilonul ăla de susținere, adică e acolo, gen, mereu. Confirm, dacă e cu tine Nexus, îți luai kick. Acum dai cu defecte, vezi că ai zis că îți dădea kick, zi defectele alea, bă, multe. Defectele mi se pare... Păi, ești prea serios. Bă, vezi că multă lume spune că sunt prea serios, dar eu nu sunt. Gen, are momente... Dar nu cred neapărat că ești prea serios. Poate nu exprim că uneori... Da, asta e. Gen, are, mă jur, uneori stau cu tine pe TeamSpeak și cred că ești supărat pe mine. Nu. Sau că ne jucăm face, gen, vorbește și gen... Gen, nu mă dă info și așa și gen, e foarte serios și bă, mă gândesc, mă, asta chiar e stone cold așa de fiecare dată. Nu, de exemplu, multă lume mi-a spus că sunt serios și multă lume din Canta mi-a spus că gen... Se uită la meciurile mele, eu câștig și eu sunt am față normal. Straight face, da. Bă, asta e fața mea, adică asta e fața mea, n-am ce să fac, nu pot să stau sau nu știu cum, știi? Și, na, practic, pe caz, mai râd, mai nu știu ce, dar dacă camera mă prinde doar așa, ce pot să-i fac? De na, nu, e nu neapărat un efect, dar e ceva așa care pe mine mereu când mă stau și cu Mihai și așa, e gen, bă, e prea serios. Bine, când ne jucăm, am zis, deci, mă jur, când ne jucăm PUBG, uneori cred că turează mai mult decât mine și să mă n-auzi, vine cu mașina, mă calcă cu mașina, mă ia în brațe, mă duce la semințe mă ia pe sus. Nu o să spun ce mi-au făcut cât eram pus jos pe PUBG, dar s-au întâmplat lucruri perverse rău. A doua, cred că e... Bă, nu-i defect, dar... Bă, spune, bă, defecte, nu că nu-i defect. Gen, e defect, dar gen, ești așa, gen, când ai sfaturi. Ești prea, e prea rațional, e prea logic, n-are niciun sentiment, n-are nicio empatie. Când dă un sfat. Adică bă, când e sfat bun. Faptul că îți dă sfat gen, pleacă e... de la faptul că are empatie față. Nu, mă refer gen sfatul cum îți zice gen sfatul. Gen îți zice ceva genul. Dacă faci gen când eram retardat, îmi zice ceva de genul. Bă, nu mai fa asta, dar gen oricum ești un terminat. Ceva de genul, știi? Gen o completa cu oda asta, știi? Deci mă simțeam că adică mă făcea să înțeleg, dar în același timp mă făcea să mă simt terminat. Adică simțeam și eu la un moment. Bă, asta era scopul. Nu oricum, recunosc adică... nimic. Și nu știu, altele defect. Bă, în general așa defecte. Haide-mă, cam nu ca și jucător, ca și jucător că n-ai un defect. Bă, poți să-l iei și cap cu echipă, nu neapărat ca jucător, că na, nu e doar ce faci în game, dacă ar fi să fii cu el în echipă, probabil... A, ca o echipă? Da, că dacă ar fi cu echipă, antifan. Antifan. Antifan? Da. Antifan, păi, party pooper. Zici asta că n-ai avut prea cu mine, stai așa să... Bă, nu, asta am vorbit și cu Xero. Așa, să ne expire contractul și... am vorbit și cu Xero și mi-am dat seama, adică, gen, te pun, cum ai zis, Jack, adică să fim cu echiperi, știi? Gen, tu cu mine la practic n-ai rezistat. 100%. Probabil. Și probabil ne-am omor între noi, da, zic, adică ai mai pus cu echiper, zic, ar fi antifan. Da, mă, adică modul de a vedea jocul și așa diferite, clar, îți dai seama, dar e exact ca chestia de, exact ca stilul de joc, nu există stil corect. Ah. Adică dacă pentru tine funcționează să fii mult mai relaxat și să poate să nu fii la fel de hardworking, ok, dacă pentru mine contează să fie all the way liniar, hard working și muncitor. Și pentru mine la fel a funcționat, adică pentru mine nu exista, dacă simțeam că la un practic se tolează, simțeam că pierd timpul rău, adică la modul și mă stresa și mă enerva chestia asta. Începe alții poate relaxa după o perioadă, da? E vorba doar de cum... Cum le vezi așa? Eu am să-mi aminte, in-game. Ce in-game? Uneori mi se pare prea pasiv.
Poate și eu că am alt stil de joc, dar mi-e pare foarte pasiv. Păi stai, mă, depinde, stai, când? Gen... Cu noua echipă sau cu vechea echipă? Că sunt două chestii diferite, că și, cu noua echipă. Că și eu știu și le-am remarcat și le-am spus la toți cu echipii mei, de când a venit Camil, e total diferit, adică s-a schimbat, nu neapărat că suntem alți jucători, dar s-a schimbat sistemul total, adică eu nu mai am player agresive pentru că, na, are el un sistem al lui și nu pot să le fac pe toate, cum le făceam cu Rusty. Rusty gen, nu știu, bă, vezi că mă duc, nu știu, pe Vertigo îmi dau noi. Sau mm-hmm. Overpass, vezi că, deși mi-am flash player, mă bag, știi, instant. Puteam să le fac și el zicea da. E, uite, cam el ăsta, când eu ok, zice nu. Și eu zic ok. Da. Gen, nu zic, bă, lasă-mă să fac, sau ceva de genul. Na, sunt, poate sunt mai mult pasiv și am devenit mai pasiv pentru că, asta așa e sistemul, da, exact, așa da. E sistemul, n-am ce să fac. Adică, că și mie îmi place să fiu agresiv și gen, și mie îmi place să dau V în continuu și, de exemplu, și eu iau multă inițiativă și pe TV și pe CT să zic fac aia, fac aia, fac aia, fac aia, fac aia, dar cel puțin acum când IGL-ul are un game plan și vrea să facă, nu știu, un fake acolo, un fake acolo sau ceva, nu poți să faci ce vrei în fiecare rând. Și n-ai cum, adică, e, depinde că... Păi stai mă că refresh e altfel de IGL. Față, ce-am văzut eu e un altfel de IGL față de Suhi, gen. Sunt două IGL diferiți. Camil, din câte am văzut, e pe un sistem care e vorbim înainte și vorbim, jucăm așa, așa jucăm. Uh-huh. Și dacă nu merge, îl schimbăm pe parcurs și na. De exemplu, refresh are, din ce am văzut eu, are mentalitatea de Tyrone. Mai mult default și după aia jucăm. Mm. Uite, Camel nu e așa. Camel e mai mult sistematic și n-ai cum să faci în anumite play-uri când na, el are un sistem. Da, așa are un plan, normal. Că de-aia, uite, de-aia și pe sistematica asta am stat 2 ore într-o cameră și amândoi să vorbim ce facem. Și el m-a lăsat să fac niște play-uri anume și eu am lăsat de la mine și am zis când zice el nu, no. Mă opresc și zic ok, doar stau și țin un unghi, atât. Bine, și nu mai avem mărți astea, când vreau să fac ceva și vine refresh, nu, stai bine, de la mine e gen, eu sunt o extremă diferită, adică dacă, că mai ne certăm și eu cu refresh pe tema asta, știi, numai că intervine Barry între noi doi, că refresh, cum are mentalitatea ta, nu, gen, mi-a zis și el că n-am mai jucat niciun jucător ca și mine, că eu sunt foarte agresiv, și gen, în momente când meci de match, gen, uite, spre tine a zis Barry că eu văd jocul diferit, adică eu iau durile diferit, văd ungurile diferit, adică când fac pic și dacă treci la mine, gen, parcă zici că am radar, adică ies direct cu țint acolo, unde poate să fie. Și a zis refresh la un dat că uneori nu mai mă suport, gen, că efectiv vreau rundă de rundă să-l omor pe ăla. Exact, exact. A problema asta am avut-o și eu cu Rasa, de exemplu. Și tot așa, am vorbit-o și căcat. Când zice omul nu, zice nu. Că până la urmă nu ești tu IGL-ul, el e IGL-ul. Adică tu dacă spui... Vezi, Lau, uite-te la el că nu pare convins că păi, nu e nu. Lau, încerc un pic, poate iese repede și mă dau înapoi. Cel mai bun exemplu ar fi pe Miraj. Că și asta puteam cel mai mult cu Rusty, adică pe Miraj înainte mă jucam mid, acum mă juc în Under. Și mereu pe Miraj când începea runda, băi, nu lăsam pe Rusty să vorbească, adică eram la modul can you smoke to mid, nu știu ce, modul capra pe connector, can you smoke window and flash me in connector, sau eu practic, eu cum eram mid, eu eram IGL-ul practic. Da, că tu și, deschideai tot ce se întâmplă, că după te dai acolo. Și Rusty nefiind IGL, i-a fost greu să-mi spună asta și la un moment dat i s-au strâns probleme mai multe și mi-a spus-o la un moment dat. Bă, mai tași dracu, bă, ceva de genul. Gen, ok, am înțeles. Gen, da. Na. Adică n-ai cum să fii tu, ești tu IGL-ul, să te duci. Poate. Bun, gândește-te, fii atent, gândește-te altfel atunci. Dacă toți cinci, cum începe unde zice, vreau să fac pic acolo. Perfect yes. Na, crede-mă, ea și la Balkan Bersinie de loc perfect yes. Glumeam. Mai ales dacă nu vrea să facă pic la B, nu vrea să facă pic now, nu vrea să facă pic mid. Știi care e faza? Că gen, overpass, aveam un default mid gambit, știi, și eu un gambit efectiv campez monstru sus. Și îți dai seama că la un moment dat când mă enervez, gen îl întreb, you want to go away? Și el zice, no, stay be. Și îți dau opțiuni, ori în 2 secunde mă vede mort, că fac pick, ori în aproximativ 10 secunde, gen bat tot site-ul B, știi? Că dacă zici că să stau acolo, eu încă mai am nervi și probleme când mă ții, dar începe unul de la 1.40 și eu stau un monstru până la 30 de secunde și nu fac nimic. Mai ales poziția... Se numesc altfel, cred că se numește ADHD acesta. Stau mult în monstru, faaa. Uneori trebuie să te joci și boring CS, n-ai ce să faci.
Bă, da, da, uneori la noi boring CS direct. Păi da, da, gen. Poți să fac un semn? Tu când te joci boring CS, gândește-te că alții fac acțiunea pentru tine. Nu trebuie să fii tu aceeași persoană care face acțiunea. Da, în plus că gândește că în general boring CS-ul și tildează oarecum adversarul. Da, da, ce fac ăștia, nu știi, poate fac aia, poate fac aia, poate fac aia. Știi, adică le dai un pic de overthink adversarilor, chiar dacă tu nu faci nimic, chiar nu faci nimic, tu practic aștepți greșeala lor, că de multe ori fac ei ceva și îți oferă ție șansa să intri într-o rundă când tu nu mai ai opțiuni să intri în runda respectivă, cu utilități, cu poziționare, cu nu știu ce. Bine, faza e că, na, spre exemplu, nu avem probleme cu fast-paced și slow-paced, știi, și uneori dă call la slow-paced că nu trebuie să dai, știi, și să zicem când sunt frenzy și dau un call. E, păi, da, astea, atunci, astea le vorbiți și le rezolvați, gen, na. Bine, și aici, asta vezi că vine de la... căcat, că n-a fost IG, da, adică da, păi vorbim cu el despre chestia asta, că mai sunt probleme, știi, și dacă îmi faci mie una ca asta și mai și mor din cauza asta că se bagă pe tine și aștept ca un bou să țin. Bă, asta când se bagă peste tine e și un pic, e situațională, că na, poate să fie greșeală și la tine, păi poate nu, să fie mai multe chestii, adică... Că, să zicem că dau un call într-o rundă, știi, eu vreau să mă bag peste, gen, cum a zis Barry, eu am niște chestii care, spre exemplu, refresh nu le vede sau al jucătorul, adică eu știu, gen, după 4 runde de joc, gen, după primele 4 runde pistoale, armă, eco, gen, îmi dau seama exact ce trebuie să fac rola, gen, ori să-l bat, ori să-l dau înapoi să joace retake, știi? Și aia e faza, când eu o simt și vreau și ăsta zice, nu, stai în spate și să zicem că ăia să bagă peste mine și mor, îți dai seama că mă gândesc, bă, dacă mă băga mă și băteam eu. Da, mă, vezi, dar este diferența, uite, aici mi se pare că e cel mai, cea mai mare diferență între voi doi ca și stil de joc, pentru că tu ești mai concentrat pe micro, pe play-ul tău. În timp ce Mihai mi se pare că nu m-a concentrat pe macro, adică să facă ceva în interesul echipei, în timp ce tu ești interesat să-ți rezolvi problema ta, să-l spargi pe ăla pe partea ta. Bine, la ce poziție am o vorbă acum, dar nu o zic. Nu pot să zic. De cine? De tine. Fiți atenți, vă zic eu așa, deci, dacă ar fi să dați o, să vă dați un sfat, deci atent, tu ești IME 2022, aproape 2023, și ar trebui să-i dai un sfat lui IME 2017, ce sfat îi da? Ceva ce consider tu că ai făcut greșit mult timp și dacă ai făcut, ai fi avut, nu știu, un habit mai sănătos sau dacă ai făcut ceva de la început, ceva ce poate face acum și ai făcut chestia de la început, ai fi ajuns poate mai bine decât știi. Nu, dacă zici 2017 era... Sau 2018, nu știu. Mă, perioada aia nu contează, gen, e perioada când eram toxic, gen. Tot în continuu spuneam, bă, de ce faci aia. Gen, nu e bine să spui, adică, na, să lași mai moale chestia asta cu de ce ai făcut aia, nu știu ce... sau poate să... Nu, bă, mamă, cel mai bun sfat e asta. Că... Să nu te crezi superstar. Că, gen, nu tot e despre tine, adică sunteți 5 oameni. Good advice. Și mi se pare tare că asta cu toxicitatea, cumva, mi se pare că și adică se trece toxicitatea, sau ar trebui să treacă cu cât înveți mai mult counter. Pentru că mi se pare că atât vezi mai bine lucrurile și îți dai seama că, bă, și dacă ești toxic, nu rezolvi nimic. Adică mai bine încerci să-l înveți, să-i explici de ce a făcut ceva greșit, decât doar să fii toxic cu el și zici, bă, ia zi, Lau, ești la 2022, la tine nu poți să mă pun până în 2017, că te jucai mici. 2020. La 2020, na, 2019, târziu 2020, na, perioada ta de up and coming, când ai început să dezvolți așa niște habituri, să te joci. Vă-ți două sfaturi. Unul? Ascult drecul aia mai mare decât mine și să nu fac cum o taie capul. Bă, și doi, asta e numai pentru mine, dacă e pentru toți copiii, adolescenții, de fapt, care vor să joace Hunter. Nu urmăriți femei. Vezi? Nu, să nu vreți, pentru că, uite, spre exemplu, eu sunt o persoană care, gen, vreau doar succes și vreau doar Hunter, gen, eu sunt full carieră, știi? Și dacă intervine o fată și așa, mă duc în toate direcțiile. Practic, tu ești pe drumul tău și mai... tragi un pic spre dreapta și practic ajungi mai greu la scopul final. Deci după părerea mea asta mă aici, lasă-l drecul de fete, vezi de canter și ascultă-l aia din jurul tău. Gen, am ascultat, dar puteam să vin multe lucruri dacă ascultam de voi de multe ori, știi? Da, mă, ideea e că tu ai și simțit cumva nevoia să le testezi pe pila ta. N-ai avut încredere că ți-am fi zis, credeai că te păcălim cu ceva, că ziceam, bă, uite, nu fa asta, adică nu funcționează chiar așa. Știi că eu personal am fost genul care am încercat să iau toate sfaturile. Na, poate până le-am mai testat, dar foarte puține. Pentru că am dat seama, bă, nu cred că omul ăla, dacă a trecut printr-un chestie nașpa, m-ar merge mie, bă, nu fa asta, că e bine. Îți dai seama că tot ce e bine, toată lumea zice, haide, uite, fă asta, încearcă asta sau așa, dacă e ceva greșit, te mai scutește de chestie. La mine asta-s chestie, dacă mă ajut acum în timp, mi-aș da o palmă și zic, lasă relațiile, ai tu timp destul, la 20 ceva de ani ai timp până atunci, nu? Și pur și simplu să fiu gen așa. Cine are cel mai frumos sticker dintre voi doi? Bă, eu, Mihai.
Ok, mă, eu am pus întrebarea asta special să ziceți fiecare sticker rău, să mă certați între voi, așa am văzut-o, da. La mine e problema că, bă, mie îmi place, numai că faza a fost când am trimis că puteam să zic să-l fac, că dacă era stickerul mai mare, gen scrisul și așa, era ok. Da, și nici mie nu place, că gen, eu l-am trimis, era mai gros, adică era pix. Și l-au modificat ei, nu? Da, l-au pus mai subțire. Poate, cred că au avut ei un font pentru eveniment sau două, trei fonturi în care s-au băgat, nu știu, mă gândesc că asta ar fi. Vreau să te rog, aveți vreo superstiție când mergeți la online, asta e important, nu știu, poate să fie că ți-a aranjezi tastatura într-un fel, că îți pui un ursuleț pe masă, că înainte de meci... Eu am avut. La RMR, cumva s-a întâmplat să am doar șosete albe. Gen, s-a întâmplat asta pentru că am avut bootcamp și gen am mers în, nu mai știu, am mers la Nike sau ceva genul și și-a luat camil și mi-am luat și eu șosete albe. Și cumva la RMR s-a ținut să am doar șosete albe. Bă, și în toate meciurile pe care, toate zilele cu meci la major, am putut așa să te albe. Dar nu e superstiție sau ceva, am zis eu, bă, ia să, dacă am mers atunci să-mi pun și acum. Josetele. Ia zi la o. Tu pari genul care are avea superstiție, nu știu ce simt că o să dai așa ceva. Deci, mereu, na, mereu. Bine, de fapt, numai dacă vă uitați... Bă, poate să fie neapărat superstiție, cât și, nu știu, ai o rutină înainte, da, un obicei înainte de la, nu știu, asculti Țancă, Uraganul. Nu, deci la mine e următor. Nu mă interesează ce muzică ascult, dar mereu dacă te uiți la mine, pe vloguri, spre exemplu, în mașină când merg la eveniment, ascult muzică, cât facem prepul, ascult muzică, când fac boți și vorbește în jurul meu, eu ascult muzică. Când, gen efectiv, înainte de meci și acasă și la LAN ascult muzică, nu mă am muzică efectiv și mă joc. Vreau să vă întreb o chestie, au fost clar multe sacrificii pe care le-ați făcut și, mă rog, pe total v-am spus două întrebări, dar mai bine cred că fac una singură. Au fost sacrificii pe care trebuie să le faci, na, e normal, ca să fii profesionist în orice sport, trebuie să ajungi să faci la un moment dat niște sacrificii, adică ce înseamnă sacrificii? La un moment dat poate ne-ai ieșit afară cu prietenii, poate ne-ai ieșit acolo, poate ne-ai ieșit acolo. Vreau să-mi spuneți ce a însemnat chestia asta pentru voi de-a lungul carierei și mai ales că asta e o întrebare care o să ajute foarte mulți copii. Cum a fost relația voastră cu părinții înainte și după? Pentru că e foarte ușor să zici acum, părinții mei mă înțeleg, normal, te-ai văzut pe o scenă cu 10.000 de oameni care se uită la tine și când e foarte ușor să te înțeleagă un părinte și dă seama, ai ajuns la un achievement, dar înainte de asta, dă seama că e greu, mă gândesc, să discuți cu părinții, mai ales în România. Da. Adică în Ademarca e mucantar la școală, e altceva, dar aici ai tic. De exemplu, eu nu cred că a avut așa multă treabă cu mine, că tot ce cerau era să ai not la școală. Clasice. Atât. Adică nu era ceva ce genul... Bă, nu te mai lasă la calculator. Cred că cea mai nașpa perioadă a fost când aveam de un calculator. Și noi, eu am un frate geamăn. Da. Și făceam cu rândul și bla și ne jucam. Și... Vezi, acum tu poți zici că ai jucat frate tu la majorul ăla când ai jucat. Și... Na, după aia când am avut fiecare calculatorului, nu prea a fost. Adică mergeam la școală, veneam înapoi, temele așa, așa să le faceți, de eu nu le făceam. Ori făceam temele în pauză, ori nu le făceam deloc. Și... Încercam să copiez de la ceva sau nu știu cum, nu eram fan școală, pur și simplu. Mergeam, gen, n-am o absență la nicio materie și nu mint. Cred că singura dată când am absențat a fost doar la religie sau la ceva de sport, când toată lumea a plecat, pur și simplu, că nu, ceva de genul. Dar n-am nicio absență. Bă, dar nu-mi place să fac temele deloc, absolut deloc. Adică, și le făceam la fel tot. Adică stăteam ori în pauză, ori nu știu ce. E cam încredem la toți jucătorii de cantor. Nu știu, nu mi-a plăcut, de exemplu, nici la mate, la una, nu iarăm atent, stăm mușcăm pe telefon, adică nu, dar n-am avut absențe, măcar atât, să zicem, poate am mai prins ceva pe acolo, dar mă rog, și poate de asta, că n-am avut absențe, veneam înapoi și mă jucam, pur și simplu, nu zicea nimeni nimic, și nu mai știu care a fost prima reacție când am câștigat bani sau ceva de genul, dar... Nu am avut probleme, chiar n-am avut, n-am fost să zic, bă, nu te duci acolo sau ceva de genul. Poate au fost niște chestii micuțe, dar nu le țin minte, gen să mă duc la LAN, știi, sau ceva de genul. Dar nu cred că s-a pus problema, că gen i-am arătat, uite, mă duc acolo, gen știa unde sunt. N-a fost cine știe ce. Ia zi, cum a fost relația ta cu mama, dacă mă gândesc că a fost destul de greu să te înțeleagă de la început. Deci, eu o să zic așa, deci când aveam, aveam 10-11 ani. Făcuse cantorul atunci, Player Profile, din 2015. Da. Era atunci au apărut parcă primele. Era cu Kenny, și nu mă jucam cantor, dar mă i-a apărut pe telefon și mi-a dat așa o aprindere. Am pus pe televizor la mama și i-am zis, mami, vezi că se poate? Și i-am zis, vezi că se poate? Și a zis că da, și ce? Și,
Și am zis, așa vreau să fiu și eu. Și am zis, ok, atât. Știi, ea, că da, că da, eram mic și pro, cine știe. Și faza, zis, ce vrea și nebunul faza ăsta. Mea a fost gen, mai că m-a mers pe premiza că mai bine mă vede în casă și na, mă distrez și așa, decât să ies să facă caturi sau, na, ce mai fac unii, știi, că nu știu, el îi lași pe copilul tău să iasă afară, nu știi mereu ce face sau așa, știi, nici nu poți să-l țin lesă. Și mereu mai că m-a gen, prefera să mă vadă, gen, dacă e ceam să ies afară, ieșeam afară, numai că ea, gen, când mă vedea că mă joc la calculator, gen, știi, stătea liniștită, mai ales că ea lucra și încă lucrează la ambulanță, pe ambulanță. Îți dai seama că nu-i mereu acasă, știi, mai stăm cu bunica și așa și, na, cum stăteam acasă și mă jucam, îți dai seama că avea o liniște sufletească, că sunt acasă, mănânc, stau și așa. Numai singura problemă era că nici acum nu e la fel, numai că na, acum nu mai contează, gen, nu m-a interesat niciodată de școală și liceu. Adică, mai ales când am o să mă joc Counter din clasa 8-a, mă duceam, n-am învățat nimic, cred că de când să nu învățam întotul asta. Și pur și simplu aveam numai chestia asta în cap, Counter. Când a început pandemia, nici nu intram la ore. 2 ani am intrat numai de 2 ore online. Nu știu cum am trecut anii ăștia. Numai că asta a fost faza. Mama mereu a fost. Și când am câștigat deja relu cu Nexus, ce deja mai că mai era fix așa, mai zic că dacă te lași, ne supără mult rău de tot. Bă, era ușor să zic asta. Ține să se uite 7-8.000, 9.000 de oameni de la tine, 10.000 da. În pandemie atunci când a fost, adică era oarecum de înțeles. Ai prins alte vremuri bine și acum e ușor, că ai multe exemple să le arăți, dar în același timp, te seama, e greu la început să-i faci să înțeleagă. E pur și simplu, gen, după părerea mea, gen, ce perspectivă au părinții față de calculator, unde-i jocul video, știi? Că dacă, gen, părintele tău zice că dacă te joci mult pe calculator, îți pică ochii și te vii nebunul dreacu și așa, o să fie greu să-l convingi. Na. Că, na, nu te lasă să te joci, dacă nu te joci, na, cum să evoluezi, să faci o performanță în e-sport? Dar, aia zic, eu am avut... Eu mereu că am avut noroc cu gen, stau mamă cum e mami, că niciodată n-a avut treabă cu mine, niciodată, efectiv. Stăteam acasă, mă jucam, avea treabă când urlam și spărgeam alea pe acolo, dar venea la mine, râdea de mine, mă făcea prost. Aia era, nu mai fă, și nu mai făceam. M-am tot două luni, că după mai pleca o cană, mai pleca o așa. Și cu tata, na, tot tata nu i-a convenit multe lucruri, dar am înțeles și cu timpul, mai ales acum amândoi eu. Dai să mă imaginez, dacă ar fi să dați un sfat unui jucător, nu știu, să zicem că e un jucător acum, are 16-17 ani, a făcut level 10 și vrea să se apuce pro, care credeți voi că ar fi, nu știu, cel mai bun sfat pe care ar putea să-l dați lui sau nu știu ce rutină ar trebui să urmeze să ajungă în pic cât mai repede, adică ce ar trebui să facă, ce n-ar trebui să facă, nu știu. În primul rând, că din ce am zis noi amândoi, da. O să se înțeleagă că să nu te duci la școală. Bă, nu, asta nu, dar nu, dar gen, poți. Să te miști și școala, să te joci cu antrenația, adică semințe, a terminat facultatea, medicină. Adică da, și eu am încercat să fac, am fost la veterinar, am fost un semestru și pe aia m-am lăsat pentru că, bun, mergeam la el și așa, dar nu, am picat tot examenele. Na, și demanding, combinația mea care n-avea timp pentru să joc acantă și nu-i plăcea să învețe, a fost fatală și așa a plecat și, na, bun, e bine să faci, gen, să te apuci de facultate, dar gen, contează cum îți faci timp, pur și simplu, e așa. Și cel mai bun sfat ar fi, în primul rând, măcar să te vin școala, adică 12 clase, facultate, da. Poți să te apuci și după 10 ani, adică nu te ții nimeni, dar școala trebuie să o termini, din punctul meu de vedere. Așa și, na, cel mai bun sfat e să te joci constant. Asta înseamnă, nu neapărat să te uiți la demo-uri, cu toate că asta contează mai mult, dar din punct, adică eu cred că la demo-uri te uiți după ce ajungi la echipe. Dar să te uiți la meci, nu știu, meciuri de Major Blast, IKF, să te uiți. Mi se pare că de acolo eu cel puțin am învățat ceva. Asta zic, da, te uiți, nu neapărat la TR1, te uiți la TR2, nu știu, adică, da, corect, te uiți la orice fel de meci și uite, vezi, nu știu, te joci în Connector, Mirage, ai văzut pe ăla că a făcut nu știu ce, când timp ce te joci tu după aia, îți vine și ții, mamă, ăsta că a făcut ăla ceva, încerc sau nu neapărat că îți vine în cap, dar îți vine, îți vine să faci pur și simplu, da. Și nu neapărat conștient. Dar îți vine, că ai văzut acolo. Și, nu, să te joci deadmatch, că asta contează cel mai, la început cel puțin contează mult. Să tragi la SR. Ia zi, Lau, dă un sfat. Unui jucător, dă, măi, că ai făcut să-i dai acela sfat. Unui jucător de vârsta ta. Bă, noi, știi cum aș pune problema? Bă, nu zic, adică eu, nu că e noroc, dar eu am avut mulți nervi, adică ce-am făcut eu în 2 ani, nu cred că să te joci zilnic, aveam... O perioadă, nu zic că ar mai să fac asta, că
gen eu m-am sacrificat și sănătate, adică am probleme de sănătate, știi și tu. Abia ce m-a pus tonul seara pe tema asta, dar gen eu aveam o perioadă de când mă jucam până la 7 dimineața, mă culcam până la 12 și mă jucam până ziua următoare iar la 6-7 dimineața și făceam așa în continuu, cred că 2 ani la rând în pandemie, adică era fain, dar acum simt efectele. Bă, cum ai zis, Mihai, să termin 12 clase, da, gen, dacă ajungem postura mea, pentru că și la mine la fel, eu nu știu dacă pot să stau pe acolo. Adică cu evenimentele care urmează și din ce știu, șansele ca noi să plecăm pentru 2 săptămâni, chiar o lună întreagă, fix când dau bacul. Și îți dai seama că dacă merge bine echipa și merge bine în care așa, îți dai seama că poți să pun bacul pe stop și... Da, mă, dar gândește-te că asta bine, e... bacul poți să-l dai oricum în fiecare an de două ori, adică nu e asta o problemă. Asta e un eveniment la o persoană, la... Nu știu. La toată România, poate. La toată România, exact, adică da. Asta nu se întâmplă. Adică câți oameni din România au mai avut nevoie să dea schimb la bac, au avut un eveniment la Undercounter? Aia ziceam, gen, dacă ajungi în punctul meu la vârsta asta, termină 12 clase, dar nu termin la bac. Adică dacă îți merge bine și gen, adică până și profesorii mei m-au zis la liceu, bacul poți să-l dai, facultatea la fel nu e atât de importantă în România dacă tu faci ce faci, știi? Mai ai să ține-te de drumul ăsta, că în 3 ani dacă te ții poți să ai cât are un doctor sau chiar mai mult decât are un doctor. Corect, se pot face și, bani. Și acum, din ce am vorbit și așa, am mai mult decât un doctor pe lună, ceea ce e wow! Da. Dacă... Bine, sunt și doctori care au miliarde și așa, da, gen așa, e faza că... Na, la un moment dat, tu nici n-ai 18 ani. Păi da, aia era faza la profesor, știi, gen profesor cu facultăți și au terminat și așa și mi-au zis că, bă, la vârsta ta ce faci tu, nici 1% nu va câștigă cât câștigi tu. Și mi-au zis că, na, dacă până și profesorii zic, bă, bacul poți să-l amâni, dar na, cum a zis și voi, e o situație rară, gen ce am... Da, la tine e un tren în care n-ai cum să, trebuie să mergi cu el până la capăt, nu cobori și te mai urci, că poate mai vine niciodată. Gen, școala să fie o prioritate, dar dacă aveți ocazia... Trenul ăsta de succes și așa, gen, nu-l ratați, că, gen, puteam să rămân la Nexus. Uite, pe exemplu, Anu mi-a zis că să nu mă duc așa rapid la școală, că e prea rapid. Și am zis că, bă, mi-asum riscul ăsta și a fost bine că mi-am asumat, că nu poate nici acum nu plecam. În ceva rău că să te duceai înapoi, exact ca și cum ai venit de la Game Age la Nexus. Da. Ce crezi, nu te-ar fi primit Nexus la asta? Uite cum s-a întâmplat cu Xelul, s-a dus acolo, s-a dat disband echipa aia, n-avea sens să rămână sub contract cu aia acolo. Că... Și decât s-a întors înapoi, ce făcea asta? Te-a să-și caute oferte 4 luni? Nu, s-a jucat la Nexus, pe asta îi vine poate altă ofertă. Prioritatea să fie, deci asta mi-am zis, primul lucru să fie Counter la vârsta asta, adică dacă vrei să faci ceva cu Counter-ul, gen Counter-ul să-ți fie și mamă și tată și mâncare, adică tu când te joci, așa, să mănânci în timp ce te joci, adică tu să dai headshot-ul și să simți că mănânci, ceva de genul. Păi da, că adevărul e că acum ai cel mai mult timp, adică gen. Da, normal, dacă n-ajungi în picul tău până la 18, 19, 20 de ani, păi e foarte greu să crești de acolo, adică tu acolo deja trebuie să-ți dai seama dacă poți să te dedici full time și mi se pare că ultimatum ar trebui să fie în anii de facultate. Dacă te apuci de o facultate să te mai lejer și te vezi acolo, bă, merită să așa sau nu, că poate nu e suficient de bun. Nu trebuie să fie toată mai bună la un joc electronic sau la un sport. Vezi dacă poți, dacă nu, te apuci de altceva, îți găsești un job, găsești... Adică ai că ești gamer până la urmă, te duce capul, îți găsești și apă calculator să faci așa, că de bine de rău sunt opțiuni în 2020. Iep. Și te legat de opțiunile astea, e o întrebare foarte bună. Care ar fi dream job-ul vostru dacă n-ar exista Counter? Dar nu puteți să vă jucați Counter, nu puteți să vă jucați niciun joc, nu există calculator. Morbar există calculator, dar nu puteți să vă jucați jocuri, n-aveți voie. Ce ați vrea să munciți? Fotbalist. În armată. Wow, eu eram, mult puțin nu mai știe de fapt, eram atâta în a 8-a, să intru la militar în Alba Iulia, atâta. Și după am zis în ultima secundă când trebuia să plec, nu, mă joc Counter. Era atâta să mă duc în armată. Bă, așa niște în altă, adică mai puneai niște muști. Păi nu, că era faza, că dacă mă duceam, îți dai seama că puneam chile, puneam, eram altceva, cineva acolo. Nu te mai jucai și acolo, cum lustrăia, fac momentul pe acolo. Mă eram la parada pe 1 decembrie la București, nu eram la podcast. Bă, am o singură întrebare, asta e întrebarea care o să-și închidem podcastul, vreau să-mi spuneți ce așteptări aveți în 2023. De la voi, așa, nu știu, ce goluri de aveți? De la noi? Da, de la voi, de la echipă, da. 2023. Băi, am zis. Să ajung la echipă top. De fapt e așa, după într-aia muncesc de fapt de acum, să ajung la echipă top 5 mondial. Adică cum a fost oferta de la ENS, știi? Mm-hmm. Adică dacă ar fi să intru la ENS acum, sunt top 14, eu nu sunt conștient că pot să-i aduc eu în top 5 cu line-up-ul care trebuie să fie inițial. Mm-hmm. Gen asta e, să fac top 5 mondial și... De fapt astea sunt trei lucruri, top 5 mondial cu echipa, un MVP și să intru în top 20 al CLTV. Aia las dream-urile. Nice. Eu, nu știu, am vorbit deja ce goluri avem, vrem să avem ca echipă. Niciunul.
în 2023, nu, gen, no joke, am vorbit și am spus până la urmă că e mai bine, gen, să ne jucăm la tot ce e posibil și să câștigăm tot ce putem, dar să nu avem goluri. Că am avut goluri înainte să ne calificăm la major și am dat fel și ne-am simțit prost. Mai bine să n-ai goluri, să încerci tot ce e mai bun să faci la orice concurs, decât să zici, bă, vreau să mă calific la următorul major. Pentru că pui presiune pe tine. Exact. Yep. Și poate dai skip la niște concursuri că vrei să te antrenezi pentru major. Și poate ai fi învățat multe de la concursurile alea, da. Și personal, nu știu, visul mi l-am îndeplinit în sticker, am ajuns la major. La următorul, dacă nu ne calificăm, n-ar fi cea mai mare tragedie pentru mine, sincer. Ar fi un plus dacă ne calificăm, adică, dar n-ar fi un minus dacă nu m-aș califica. Aș merge mai departe tot la fel. Dar, nu știu, dacă ar fi să zic așa un gol, să ne menținem în top 20 și să ne închegăm mai mult, că suntem de 4 luni împreună. E lui team player. Nice. Eu am zis asta. Bă, mulțumesc frumos oricum că ați venit. A fost o discuție, știți că a durat ceva, nu știu dacă v-ați dat seama, că am vorbit vreo 2 ore și 40. Am început spectacol aici. Da. Dar încă o dată vă felicit pentru faptul că ați ajuns la major. Sper să ajungeți și la următorul major. La auto ești deja la RMR. Voi o să aveți un fel de invite? Vezi că nu știu. Gen... S-ar putea să schimbe, nu? S-ar putea să fim și la RMR. Ok. Da, voi ați putea, dar noi am vorbit cu data la Blas. Deja nu. Ah, ok. Gen, nu știm nimic încă, dar gen, știi că s-au mărit echipele. Și o să fie 3 grupe la RMR în loc de 2. Okay. Și asta înseamnă că cred că o să fie mai multe echipe invitate. Nu știu cum funcționează, dar... Cred că nu vor să mai asume niciun risc să nu fie proiectul ăsta mare acum. Păi, îți dai seama. Nu știu. Chiar nu știu dacă suntem invitați sau nu. Dar o să aflăm pe un parcurs oricum. Doamne, să fiți invitați. Vă mulțumesc că ați venit și vă felicit încă o dată pentru performanțele pe care ați făcut la Majors. Și mulțumim. Poezi, da? Mihai 29, nu? 29 ai? Da. Nu știu de ce are 29, dar știi că e 29. M-am născut pe 29. Ok. Și la un Alexandra ICS, parcă, nu? Yes. Ceva de genul. Dați-le follow pe Instagram. Dacă ați ajuns până aici, oricum, sunteți forță. Vă faceți voi comentarii, like-uri, tot ce trebuie. Și ne auzim într-o altă viață. Poate mai facem un podcast, ceva, nu știu, vedem. Cu cine mai obține performanțele astea notabile în ești. Vă pupăm și vă mulțumim frumos că v-ați citat. Ceau, ceau. Pa, pa.